Conform poziției primarului, numărul 15 din 8 ianuarie 2016, se convoacă Consiliul Județean Costești în ședință extraordinară la data de 18 februarie anul 2016. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 18 consilieri, deja 19. Acum vă rog propuneți să alegeți ședința și ședința. Doamna Elena? Președintea ședinței de astăzi fie numit domnul Mirea Grigor. Domnul Mirea Grigor. Alt propunere? Dacă nu mai sunt alt propunere, vreau să pun o vot propunerea doamnei Mirea Grigor de a alege președintele ședinței de astăzi, domnul Mirea Grigor. Doamna Elena? Domnul Mirea Grigor. Împotrivă? Unu. Abțineri? Deci, conform rezultatelor votării, s-a decis ca președintele ședinței de astăzi să fie domnul Mirea Crăion. Vă rog. Pentru a începe ședința de astăzi, să rugăm consilierii să se colorăm, dacă le pun colorăm. La ședința de astăzi stau următoarele ore de zi. Le vin. Nu e voi deși. Nu e. Cine au contestări, întrebări? Cred că de dat trebuie să o primim ca bază și pe urma ta. Cine pentru aceea ca să o primim ca bază? Vom... Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Nu știu. Contestări? Domnul ședinte, stimați consilieri, deci eu propun pentru aceștia că avem la ordine de zi 11 subiecte, da? Propun la 11 întrebare, fie o informație din partea domnului primar sau viceprimar sau cineva responsabil la primărie, fac o informație ținut de situația privind construcția sistemului de canalizare. Pentru că avem în sector acum niște adresări și vrem așa o informație la zi care sunt. Da, informație, nu ordine. Să fie scos din ordine de punctul 4.5, deoarece la ședința trecută, cu vot unanim, rugămintea primarului de a spate la formarea bunurilor mobile și de a spate la licitați terenurile, să nu le permitem până își formează o comisie ca să iasă în teritoriu și să le examineze fiecare teren în parte. Deci nu avem nici un bine de a le pune la discuții în ședința de astăzi. Și a doua, rog ca informație de la doamna primar, cred că, sau dacă mai este cineva, să ne aducă la cunoștință cum s-a trecut întreruperea judecății între Avanti și Primăria Costești. Da. Deci, mai scurtă, a apărut necesitatea, acum, spre exemplu, din partea direcției de învățământ, de a desemna, din partea Consiliului, un reprezentant, de a desemna un responsabil din partea Consiliului și, vă rog, punctul 12, în ordinea de zi, să-l completăm, că asta a apărut necesitatea, acum, urgent, și urmează comisia.
desfășurate. Deci cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului în Comisia Raională pentru ocuparea funcțiilor de director a instituțiilor preuniversitare. 12. În restul sunt informații. Nu domnul Vasile. Vă doresc un atent. Eu vreau să concretizez încă o dată, domnul Turcan, și punctul 4 și 5, ce ați vorbit dumneavoastră? Punctul 4 și 5, apșit. Exclus de ordine. E exclus, fiindcă a fost la propunerea primarului de a forma, de a ieși cu comisia agrară în teritoriul de aici. Foarte corect, comisia agrară a analizat foarte profund toate întrebările. Care sunt întrebările? Noi, aici este un punct de noi. Eu nu știu, doamna secretară, o leagă să vă uitați când noi luăm deciziile. E ca punctul Ionaș Galena, darea, formarea unui mobil, comisia agrară nu acceptat. Vă că l-a scris aici. Noi așa arugem o întrebare așa. Și mai este aici. La Gunoști, de 0-3, sunt sub tot pământul. A, și întrebarea cu 5.851 vinderea teritoriului atarian, noi tot l-am respins în comisia agrară, fiindcă am solicitat ca domnul Cegoare să aducă toate documentele ce prezintă cumpărarea. Aici este vorba de teatru de vară, da? Și după ce aduci toate documentele care vedem ce-o cumpărat el și care a lui pământ aferent, atunci noi, adică scoteți-o de ordine deodată, noi am scos-o la comisia agrară, nu știu, și eu apărut acolo. Și asta este noi, trei. Eu nu știu, au apărut un conflict, noi totuși nu l-am tot analizat până la capăt, pe comisia agrară, un conflict dintre două părți, eu mă rog, sunt oameni aici, adică sunt o parte cu fierma și o parte cu cetățenii care trăiesc în Valea Pământ. Da, aici sunt ele. Iar și ca să mă lăsă din cer, că sunt cer, că am dat poate până pe până și numai doi zile, da? Nu, am direct, e depus pe ordine de zile. Fiindcă s-au adus normele, noi atunci n-am putut lua decizia, fiindcă nu erau normele, cât se prevede de a forma, de a construi ferma, distanța de la fermă până la construcție de sătești. Normele sunt, așa că dați o punem pe ordine de zi și eu am vrut de dacă sunt mulți, că pot să chiar pentru primele întrebați, să nu ținem oameni, adică poate oamenii au probleme, dar nu ați fi primele pus. Cererile sunt aici la mine, ele s-au analizat în Comisia Agrară și au făcut și norme, ca să le citim normele, cât și consiliul ăsta e o decizie. Și facem, rămân cetățenii la fața locului, ori mutăm fierma, ori și facem acolo. Adică cetățenii rămân tot așa, ori mutăm fierma. Adică eu vă rog, dacă sunt oameni aici, poate pot să întrebarea asta. La cine? La cine? Păi eu ce-i exprimat, pot fi întâi primele puncte, ca să întâlnim oameni. În ordine, trebuie alt punct. La analiza cererilor aici, la... Nu e adevărat. Puneți-o un punct, dar... Cu privire la ce? La cereri. La cereri. Și mai este o cerere, cum ar zice Andrei Gheorghe, care a apărut acum, întrebarea nu e așa, că prinsă cu urmă de sub vorba de jumătate de soră, care e greșeală, chiar nu că el e, dar lui nu s-a jurit, că el accepte, dar mă, adică și mai puțin, numai să-i fac schimbare. Adică se pare cu scoare, dar zis să nu mai... La loc, este, privire, dar cerere, 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 dar nu știu, te pus primul punct, ori te pus... Pus punctul 12, mă spun, eu nu știu la care. Eu ce am pus cu oamenii mâna, dacă sunt mulți, să fie să examinăm cererea acum și îi eliberam oameni. Dar ei nu insistă, nu pot să rămâne. Vreți să rămâneți pe la locul, da? Dacă va fi 4-5 ori, poate fi, adică... Vreți acum, da? Păi eu vă rog de-a supuneți primul punct de întrebare. Știi, asta e vorba de 30 cetățeni, adică e un conflict dintre 34 mai mulți oameni. Mulțumesc! Domnul Chiu, fiecare dată, fiecare cetățenii noi stăm în prima dată și prima dată primiți băjini de oameni satului. Dar să zic pe eroare, noi suntem aici. Pentru că eu vreau să-i rog pe satul până la urmă să vadă cum se bătează și nimeni, cum se bătează oamenii, nu vă grăbiți. Nu ați câștigat nici dacă vă duceți cu o jumătate cu o oră mai înainte. Stați, vedeți ce se face aici, în adevăr. Domnul Calas, eu puneți, noi suntem... Să vă mulțumesc.
Împotrivă? Cine sunt de domnul? Mă consiliere. Cine sunt împotrivă? Lăsăm discuțiile. Cine s-a obținut? Mi-a dat 16, cineva l-a luat. Mai formulat încă o dată. Da, cine contra ca să fie scos de zi, punctul numărul 4 și numărul 5, rog votăm. Acum, până la vot, punctul 6, cine e pentru ca punctul 6 să fie introdus, să fie înlocuit cu numărul 1, rugăm, votăm. Cererile, da? Cererile, da. Cine împotrivă? S-a obținut? Da. Deci, prima întrebare, cu privire la examinarea unor cereri, raportor pe Valache Valentina, secretarul Consiliului. La întâlnire, în ordinea de zi, aveți proiectul care încep 0107, 7010 și așa mai departe. Deci, la pagina 5. La vot. Prima este cererea unui grup de locuitori a străzii Livienzelor, locuitorul Gârdea. În această cerere, dumnealor solicită redenumirea străzii Livienzelor în strada Vasile Mereacle, care a fost participat la războiul din Afganistan, dar nu ați cunoaște. Și deci aveți proiectul de decizie în față, se aprobă redenumirea străzii Livienzelor în strada Vasile Mereacle, participat la războiul din Afganistan. Cine pentru ca să fie cândva în Întrebare. În principiu, deci nu sunt împotrivă, dar vreau să precizez, în cazul respectiv, câți familii locuiesc strada respectivă și câte au semnat în cererea dată, pentru că este minoritate și majoritate. Dacă majoritatea doresc să fie redenumită, vă sunt împotrivă, pentru că e un număr foarte mic, care locuiesc strada respectivă, Livienzelor. Comisia juridică. Eu înțeleg, dar cei care nu locuiesc în strada ce n-au dreptul, da? Nu, băi, nu am discut o omul, băiatul, cu murica, n-am venit să-l luăm. 100 de familii, da, în strada. Păi eu nu trăiesc, Stepan, eu nu trăiesc în strada ce, dar eu sunt tot. Da, cum? Păi mă lăsă pietru, dar eu vreau să știu. Eu vreau să știu câte persoane, cei care locuiesc în strada, au... Da, n-am să fie nimeni împotrivit. Trebuie cu vorbim. Deci poate te răspund, domnul Soare. Nu am la mine cerere, nu pot să vă răspund acum un moment. Dar nu am la Comisia de Disciplină care au înolit centrul de ștemnături. Da. Și când de oameni ce facă să fie pe lumea ca de mijetură, pe lumea că vă zice. Doamna primar. Da. Domnul președinte, domnul primar, eu sunt o întrebare și nu trebuie de atingerea un veteran căzut. Eu nu cred că să apară la care unul împotrivă, domnul primar, dar eu vreau spune altceva, că în loc stăm pus cu ordinea de zi și din toate străzile de analizate cu dată și de văzut de lumină. Sunt străzi, strada pomilor, cocorilor, dar poate sunt personalități în satul ăsta, un muzical bun, și diferit de altfel și să dăm niște denumiri la străzi, că cele s-au făcut mai timp pe timpurile pe comuniste, pe strada, stelilor și pomilor. Dar să spunem pe oameni, dar înțeleg că trebuie de pe străzi examinate și dat denumiri după cerințele cetățenilor. Mulțumesc. Cine pentru aceea ca să fie schimbată denumire din strada de vieză, în Vasile Mereacle, vă domnul? Cine împotrivă? Nu s-a obținut? Propunerea să fie licitată. A doua cerere a venit de la domnul Vigo Victor Timofei.
Mi-am dorește să schimbi destinația imobilului pe care îl aparține. Deci, știți, aici Peter e ok, care este din construcție comercială, virgulă, prestarea serviciilor, deci acum așa este denumirea, în construcții locative. La vot. Cine pentru aceea că ați fi schimbată destinația imobilului din... comercială. Din construcții comerciale în construcții locative. Patrulea, vă ies permite? Da, nu da. Eu sunt care spune, Comisia Agrară a fost examinată această cerere, comisia a dat aviz pozitiv, cu respectarea toate normelor și toate instanțele care sunt desconcentrate în teritoriu. Adică eu trebuie cu arhitectul, cu la frana, cu natură și așa mai departe. Cu toate instanțele, dacă el ajunge la un dar eu cred că n-are nici un... Vă știți ce era aici? Umblau toalet, pentru să nu o plumbam. Pentru un toalet, dar acum dacă să faci o casă de trăit acolo pentru cetățenii noștri, cred că nu e o problemă. Timp că am o mai mult că atât, asta e proprietate privată. Cine te plăcea? Cine te plăcea răzbunirea? După cum s-a abținut? A treia cerere vine de partea doamnei Negru Ecaterina, care acționează din numele fiicii sale, numele Negru Adelina, în care solicită permisiunea de a schimba modul de folosință a imobililor. Una din ele este deci, bucătărie de lapte, pe care dorește să-l schimbe destinația în magazin de depozit pentru comercializarea materialelor de construcție și mărfurilor de uscafie. Și a doua construcție este... Dacă nu ați știți, dispensarul ăsta, dar construcții locative. Comisia Agrară a examinat și această cerere, a dat un dispozitiv din proprietate privată, când vai să construie și de ca la balans, ca lăptărie, ca și mai dacă o ca... Maternitate. Dar nu s-o făcut pe cantinul cel agricol, de la băieții sau pe de lumea negru, schemul bun de construcție, că îi dăm eu creierul. Cine pentru aceea este destinația din magazinul de pozit pentru comercializare materialului de construcție și la materialul de uz casnic din cursa bucătării de lașe. Avem... Cine împotrivă? Cine s-a ținut? E vorbule acum mai tare, parcă nu ne-ai mâncat. Nu s-a văzut din Icașenie și cu din nori primare la tine. Cine vine schimbată domnului Mireac Revitalii, care îmi acelește permisiunea de a deschide o spațiu de urbanizare în curtea fiului său, Mireac Revitalii. Dar unde se află și cine dumnealui poate trebuie la Consiliu? Domnul Vitalie, vii la Consiliu, fiindcă acolo l-a dat să-i scrie de numele șorului lui și acolo doamna primar a fost au niște probleme. Și așa că noi am spus că până nu veni iau cu actele toate, mai amânăm și vedem ce era. Da. Da, deci juridic cererea trebuie să vină din partea proprietarului. Dacă fiul, că e fiul lui, director, la școală, are moștenire, trebuie să vedem juridic cum este corect. N-am analizat corect și atunci să permitem și să încălcăm. Eu propun să lăsăm la următoare ședință, pentru că o să o facem peste vreo lună undeva. Cine pentru ce ca să lăsăm seamănă de următoare ședință, rog votăm. Cine împotrivă? S-a abținut? Din partea două persoanelor care sunt aici prezent. Îți poate el, da? O cerere la un grup cetățeni care dețină
școală, cum zice, la gândire, ne dă un secretar, ia dau secretar, secretar. Da, aici că sunt doar acolo. Trebuie să fie tu, dacă-i cere. Aici să zăcuie, de aici să zăcuie. Rugăm tot colectivul să ne dați credite de sol din pământ în arendă pentru firma de noi în Valea Sâlului și 14 semnături. Următoarea este plângere. Rugăm cu insistență ca firma de la Valea Sâlului să fie mutată de lângă cotele noastre pentru că de ani de zile ne fac topșoi și grânile care le permanăm. Plus că e un miros insuportabil al aiului pe tot anul de jur, în special vara pe plătură. Trec oile prin poarta oamenilor de mai multe ori pe zi și distrug flora și fauna gospodarilor. 15 semnături. Eu înțeleg că este cereri una ca și așa. Nu, e vorba de una contra alta. Una cereri, da. Dar și nici cereri așa de trezește. Un grup cer arenda pentru ca să rămână stâna tot acolo lângă sat. Și un grup cer mișcarea ei de acolo. A, cereri, e un grup acolo de sat. Pentru că e lângă casele oamenilor. Asta e. Și consiliul trebuie să decide acum. În vedere ecologică. Eu deși am spus că noi la Comisia Agrară n-am putut lua o decizie. Fiindcă nu erau normele, adică toți membrii comisiei au solicitat ca să vă accepte norma de norma dintre statul, dintre stână și localitate. S-au adus normele pentru ferma de oi. Dacă ferma de oi are de la 50 până la 100 de capete, eu nu știu la voi. 60 de capete. De ce spuneți că pe numărul? Se recomandă 100 de metri. Dacă stâna e mai mare, 100, 300 de capete, 200 de metri. Dacă e mai mult de 300 capete, 500 de metri. Adică eu aș vrea că în Consiliu să operați acum, într-adevăr. Probleme eu înțeleg, sunt și din partea oierilor, adică de care este noi. Și din partea cetățenilor, ca o copie, o altă. Și noi n-am putut să luăm hotărârea de care să plecăm în viața. Dați hotărâm că sunt împreună, eu văd că distanțele termică, acum mai mult de 100 metri, da? Oră de 100 metri. Comisia, vă rog, Comisia Agrară, să răspundă câți metri exact. Pentru normative, sunt normative. Câți? 127. Eu comisia vrea să răspundă pentru cameră, nu pentru altcineva. Corect, comisia se difrazează fața locului și își pune 153. Unde îți spădați? Ia chema un paș, eu îmi dau vedat. Marcel, eu comisia întreb pe altcineva. Nu mai știu că dar și mie hârtile. Păi dar nici cu labă dacă nu e legat. Da, dacă nu spune că sunt metri legate. Dar nu, stați-o leagă. Aici e enormă, enormă, dar poate oamenii noi, dar așa, deci să nu se grămădim cu oamenii, să fie să luăm o hotărâre pentru să fie interță, adică am păcat. Să începem la anașterea. Care e hotărârea? Uite acum să vezi de ele câți metri, vedeți distanța și vedeți ce faci mai departe. Hai să întrerupem, îi duceți măsură, vrei? Dar nu poți sura ți-au de vina drușa, nu știu, domnul, nu știu, ați spus. Măsurările pot să-i domnul, ați spus, parcă a fost pus domnul Isinț cu... Păi foarte corect, cum fost, dar nu poți să-i spus. Norma e normă, dar dacă unii oameni solicită să o mute și alții de acord să le dăm alt parte, aici nu mai ne mântăm la o normă, ne facem acordul sau unul, le dăm 30 de ani mai încolo unde e asta și terminăm problema. Asta e ardele. 130 metri, pur și simplu noi 127, 130, 130, 130. Iar normele te rog. Păi normele e 100 metri, cum spune ei, dar eu... Normele pot așa în Magistrău, că eu nu știu ce normele este pentru că... Dacă e echipa aceea de acord și nu știu ce am făcut, trebuie să îți permite și ei. Părerea mea, ca să vă spun părerea că nu e grave. Părerea noastră tot a fost de aceea, dacă ca să fie împăcat noastră, dacă băieții de cu oile sunt de acord,
De găsit în un teritoriu de vreo 30 de soturi, cât doresc, lor, mai departe ușor de sat, și le dăm tot cu toate condițele, le dăm pentru stâmbe. Și adică și copiii ăștia să fie într-un mod mai... nu să se simtă fiecare dimineață cu toare și orice vor. Asta au fost, dar rămâne la discreția dumneavoastră sau... Spuneți-vă, comisia s-a deplasat la fața locului pentru a determina locul împreună cu inginerul cadastral? Păi da, a fost vorba de domnul Moise, domnul Zaharia. Un a avut domnul Zaharia Prisacă. Andreea, voi spațiu public? Da, este liber. O două speciale este poate undeva pe 100 de metri de sat, de ultima casă. 12 ani? Da, pe unde este imajul, cum am... Este și poasta stână, ce-i vede. Acolo tot spate. Tot e liber acolo, da? Acolo tot este construcție. Așa, cine e reprezentat celor care sunt stâna de acolo? Cine reprezentam stâna? Dumneavoastră sunteți de acord ce spune el ca să dăm în altă parte? Da. Nu e o problemă, da? Bine, noi... Deci scoate din debat și persoane care au făcut post la post la stână acolo, că tot au contribuit cu materiale, poate să așa, sunt conflicte. Și nu trebuie banalizat. Noi vedeți cum e problema neanalizat și noi punem în discuția mâine. Dar mă suport din debat. Poate că prin stâna asta, adică tot prin direcția asta, pe... Pisac acolo poate de pus o sasă de mine. Păi, distrat cu doamna, distrat cu doamna. Păi, dar eu nu înțeleg doamna primar. Domnul președinte, întrebarea asta de la rigor. Nu ești pregătit pentru noi, dar... Păi, dă-mi 30 de voi, nu mă problemă. Eu și-am spus că fac plăcinie. Întrebarea astea, întrebarea dumneavoastră, nu trebuia să ajung pe aici. Întrebarea asta nu trebuia să ajungă aici, dacă ei se înțeleg între dânsii și de acord să mute stâna, ce venit aici să ne sfătim pentru ce? Omul trebuie să-i spui amăia unde. Păi, asta e problema, dacă ei de acord să mute stâna. Dar eu vreau să spun un lucru. Nici nu discutăm întrebarea 100 de metri stâna în dasat. E o ploare extraordinară, vara, când e cald în medus. La 500 de metri știm multe, dar la 100 de metri nici nu discutăm întrebarea. Dar dacă ei acceptă, eu să înțeleg cele și de 30 sot, iar lor cu păi înseamnă că ei nici nu au, nici nu dețin stâna terenul și alăși ea lor. Nu, nu dețin, da. Asta de ei trebuie să înțeleagă, noi trebuie să înțeleagă că stâna trebuie schimbată la sat. Vrem, nu vrem, azi o casă, ori două, mâine să fie 5, 10, dar e insuportabil să ții stâna sub casă. Corect. Da, dar trebuie să vedem unde vedem. Corect. Se alocă 30 de ani. Nu puteți la fața locului, le arăt băia că avem activitate aici. Sunteți de acord? Unii modul ăsta. Domnul președinte, eu așa sunt acolo. Și tu nu ați scris cu domnul cu inginerul că trebuie să fie gata, suntem la problemă. Eu mă știu, spus, bă, am voia să ridică unul și spune că vrea să vadă popor aici, nu ia. Lasă-te, ce era pomnit oameni? Acum ar discutea cu dânsul. Omul așteaptă răspuns. Păi ce omul s-o gătim, s-o gătim, ia că o gătim la voi acum. Dă-i răspuns, dă-i răspuns. Păi îi spun, îi dăm 30 de are. De unde? Îi dăm mai încolo la Abdulatorii. De unde ați găsit la Batalaia? În stâi de găsit. Băi, hectare, proiect oameni, 30 hectare și găsesc să-l dați. Cu hectare, dar n-ați găsit într-o hectare. Păi, hectare ce la tu, eu n-am luat ce spui. Eu n-am luat și eu, dar vă știți, ați dat hectare. Eu s-o poate prin Consiliul Comisie, trebuie să o dărască acum, azi e acordat. Cetățenilor care dețin oi, cu oile 30 de ani și le pus viceprimarul și inginerul cadastral împreună cu cetățenii găsați în locul. Unii că-ți găsați în sat pătieri 30 de ani pentru o stână acolo. Și băieți au spus. Și am făcut întrebarea și cum e vii, că unul sună pe o parte, altul pe o parte. Ia că ești o dată în față la tot. Eu vă rog că suntem la ordinea de zi, care se cheamă cu privire la examinarea cererilor, la punctul ăsta să luați decizia referitor la lichidarea, stingerea stânii de acolo de unde se află ea acum. Dar la formarea bunurilor imobile, să decidem pentru oamenii ăștia o suprafață de formare a bunului imobil pentru arendă. Asta e soluția. Deci pentru un grup să decidem că se acceptă distrugerea sau lichidarea stânii de acolo, și la grupul celălalt să formăm buni imobili de suprafața solicitată. Pune la cererea oamenilor pe acolo, cum noi suntem la cerere. Cine pentru acerea să fie lichidată?
Stâna care este. Improvizată e acolo, da. Solicită de acolo și vedem omului cine potrivă. Da. Cine s-a potrivă. Da. Cine s-a potrivă. Da. Cine s-a potrivă. Cine s-a potrivă. Da. Cine s-a potrivă. Nu, ați spus că e cum o adică. Nu, 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 Doamna Ksenia, vă rugăm liniște, spune, luăm ședința de astăzi, nu prefacem în haos, că, într-adevăr, apară diferite întrebări, ca cum la domnul Vasile, o întrebare, o altă, o cere și nu e ordine de zis, și ședința, într-adevăr, nu se petrece la vor cuvinit. Vă mulțumim pentru prezență. Să găsim, liniște, liniște. Gata, s-a necis. Următoarea întrebare este cu privire la modificarea, completarea unor... Nu, decizie, raportor Pavel Valentin, să fie tot posibil. Ce cere mai este, parcă am spus mai este cere. Hai să spun. Domnul Andrei, Andrei Mărădice, rog Consiliul să-mi schimbe hotărârea de construcție la parcela de pământ, care am primit-o prin moștenire de la părinți, din data de 28 martie 2008, la data de azi, în legătură cu schimbarea suprafeții din 13 are în 12 are jumătate. Și numărul de înregistrare la catastru. Adică, la curte. Mai scurt, gândiți cu ceilalți la părinți 13 are modificat. În 2018 s-a dat cu o hotărâre de construcție, dar n-am înregistrat. Atunci am făcut timpul, dar nu ne-am spus nimic să-l înregistrez. Am văzut că la cote nu știam că l-am înregistrat. Și am uiat când am dat să-l înregistrez, mi-l-am anulat, pot că la la moștenire nu se face titlul, dar se face planul de datrală. Și în legătură cu asta, dacă contul s-a mai lăsit, s-a schimbat și prafața de 13-12 ani jumătate. Vreau să-mi dați și hotărârea în bază la 12 ani jumătate. Decizia de construcție. Problema mare asta. Formulat decizia. Secretarul cu mare cam e pus la cerere, hotărârea e pus. Asta de pune la vot. Formulat ce puneți la vot. Că nu este ori, nu este proiect. Proiectul ori. Ce se numește? Cum e posibil la cerere? În cerere, și cerere. Ce este decizia? Știți în cerere, și cerere. Ea... Să schimbi hotărârea de construcții la parcela de pământ. Din din 2008 la data de azi, au luat documentele. Dar și Consiliul din competența Consiliului? Dar ce nu poate să schimbe? Tot Consiliul și ala mi-au hotărât, atunci am... El a avut decizie, acolo este decizia. În 2008 deciziul lui s-a dat 13 ani, dar fiindcă acum s-a schimbat, el are 12 ani jumate. Adică să-i dăm De ce? Cu? Deci, suprafață 0,13. Păi el tot așa vrea, numai nu 13, dar nu știu. Eu cred că trebuie să punem la vot modificarea deciziei. Da. Din 13,2 se punem la vot. Dar cum pot gardul drum care nu pot hotărârea și el, da? Gardul drum, da? Cine pentru a fie că se știe? Modificat. Aici am o mică remarcă. Nu sunt...
Domnul Vasilie, nu te face numai așa, când nu sunt ambele părți de acord. Dacă ambele părți sunt de acord, nu vreau. Doamne, mie, dar acum, cu privire la modificarea unor decizii, raportor pe Valachie Valentina, să fie posibil. Consiliere, începând de la pagina 1, merge proiectul de decizie la această întrebare. Deci prima decizie, primul proiect de decizie vine de completarea deciziei care a fost adoptată în decembrie 2015 cu privire la aprobarea taxelor locale. Prima este, deci am avut acolo o punct, acum se propune de a se completa cu punctul 8, punctul 9 și punctul 10. Punctul 9 este vorba despre taxa de cauzare. Comisia de Finanțe a făcut 5 lunar pentru fiecare persoană înscrisă la domiciliu pe adresa respectivă. Deci aceste taxe sunt prevăzute în codul fiscal. Până acum, până anul acesta, primăria Bosești nu a încasat această taxă. Baza de calcul este fiecare persoană înscrisă la domiciliu pe adresa respectivă. Ați făcut calculele cât și sumă iese total anual? Dar dacă nu trăiești, ia stă la ebiet, dar nu trăiești. Stă la ebiet și plecați. Păi strânește 620.000 de lei. În total, de la 12.000 de locuitori. Dacă îți picat de locuitori, 5 lei, vă dați seama câți bani? Propuneți. Păi propuneți să anuleze, așa ceva să nu există în țară. Dar nu vreți să faci curat așa. Păi bani să faci, dar până acum cum procurat. Dar de unde este ursia? Păi gândiți, îngătați, gândiți, că sunteți la conducere. Vă spun. Domnul Oleg, plătesc mai mult de 100.000, nu s-a dau. Nu s-a dau. Dar ce? Da, nu se trebuie de aici, să poate mânte mâine. Păi ce cerii? Păi cum ai spus, că acum majoritatea n-au lucrat încă ei. 5 lei, e cel de acolo, 30 de mii. Da, la altă taxă, la 5 lei, la 2 lei. Păi nici o taxă, la 2 lei. Și să începe de la timpul la tot timp. De grabă, consilierii noștri vor anula toate impozitele din țară, pentru că-i sărăcii. Și să vreau, când ați venit cu poftele voastre de a face ceva în sat, să-mi spui și sursa de acoperire. Vreau să vă spun că la capitolul gunoi împins, la capitolul plată pentru măturătorii care ați aprobat dumneavoastră prin Consiliu și multe alte servicii care trebuie să le facem pentru salubrizare, și azi sunt datorii, din 2012, din 2013, pentru că capitolul venituri și supravenituri a primăriei n-are de unde, că nu degeaba domnul primar nu l-a achitat, nu lucru, că nu a vrut. Dar n-ai de unde, pentru fiecare articol este planificat. Acum, dumneavoastră decideți, codul prevede, Consiliul aprobă. Și atunci când o să ne supere gunoi ăștia neîmpinsă și nu știu ce, vedem cum o soluționăm. Deci, poate că avem dreptul să punem o taxă mai mică. Dar vreau să vă spun că această taxă, în primul rând, nu este planificată în buget, pentru că n-am aprobat-o la vreme. Această taxă este o inițiativă, cum a zis domnul Ionis, pentru prima dată. Sunt primării care au această taxă de 2-3 ani, adică de când au fost făcute modificări în codul fiscal. Am putea lua decizii, discutiri pentru anumite categorii, asta e altă întrebare. Dar să nu vrei să discuți pentru mine, care eu vreau să pun în buget, o taxă pentru salubrizare. Asta nu aveți dreptul. De aceea, fiecare se ridică și spune și atunci Consiliul va vedea cât se adună fiecare trimestru, o să vă dăm informații și totodată o să vă spunem ce facem. Pentru că, în conformitate cu un proiect care îl desfășurăm acum, am efectuat un chestionar în sat și problema gunoiului este problema numărul 1, pe lângă canalizare. Canalizarea și gunoiul la Costești, dar nu numai la Costești, în toată țara. De aceea se propune opinia dumneavoastră și votul dumneavoastră pro sau contra. Doamna Frascolă. În Comisia de Finanță și Buget, la capitolul salubrizare este chiar din 2014, conform codului fiscal. La noi nu niciodată chiar nu a fost taxa asta. Și după propunerea lui domnului Ionaș Ivan Dimitrievici, a rămas la 5 lei. A fost propunere în comisie, adică a rămas la 5 lei. Propunerea noastră este, adică, așa, dați nu 5 lei, dar 3 lei. E vorba că chiar acolo, în dealul și ala la gunoi și așa, eu cred că cine are cote acolo, apoi el nu mai mănâncă producte sănătoase. Sănătoase sau chiar deloc. Dacă vreți să-i tățați, noi toți suntem de acord. Cu
colegii de la Consiliu că nu s-a adunit nici 100 de mii. Dacă luăm, da, după toți locuitorii satului, da, cum spune domnul consilier Oleg, da, s-a adunat 700 de mii, dacă tot o teoretic. Asta e teoretic. Păi, dar dacă nu e obligatoriu, atunci nu o să cam adeați nici 2 lei. Este totul. Dacă e obligatoriu, faceți cost. Tot ce faceți. Dacă nu e obligatoriu, să nu primoașteți nimic. Eu cred că lumea trăie sărat, cred că lumea n-are, dar totdeauna așa acolo și să face, îi prefer. Vrem curățenie și care curățenie. Dar eu propun, știi taxe, dar să plătească tot. Inclusiv cei care din familie vulnerabili. Ce-ți duci cu ziua și cred și faci mai mult decât un bugetar care primește 1000 de lei pe lună. Și primești chiar scutit de la toate taxele, dar el face mai mari murdării decât alții. Deci e tot. Și dați să decidem ce pedeapsă primește cel care nu achită. Dar nu, că cine e achit, cine nu. Și așa cum știți că de acum achita. Colegii care au vorbit anterior cu domnul Gheorghe și doamna Cristandra, dar eu propun să spunem așa o mică remarcă, că sunt să fie totuși scutiți invalizii de grupa 1-a, 2-a și 3-a, adică invalizii să fie scutiți. În rest, toți să fie, să achite o taxă, 3 lei, 4... Domnule, dar toți fac bunori. Eu am propus, noi discutăm. De ce noi costestienii suntem așa de egoiști? Ce lucruri frumoase fac în Coi, în Molești, în aia, a fost cui s-au făcut, nu a cetățenilor. Dar noi, stați care trăim cel mai bine raion, cel mai bogat, dar faci în Republică, gata începem acum niște piedi să iată. De plătit n-ați plătează niciodată 100%. Dar cei care au posibilitate, eu s-o pot ca să ați plătit. Ați adună 50.000, 50, o gaură, o astup totuși, cât de cât. Să vă spun, când se face la Molești, iluminare, stadion, ce e, noi costestenic suntem găsiți și egoiști, nu știu mai, nu găsesc cuvinte. Cum suntem? Chiar să noi în Consiliu începem acum, în viață roasă. Care îți plătească, îți plătească, care nu, 100% din nașul. Noi la ședința de drept, eu personal am ridicat întrebarea următoare. Noi suntem astăzi aici adunați și vă dau garanție că încă nu se achitați 3.500 pentru canalizare, care noi suntem topați categoric, total. Total suntem topați astăzi canalizare. Aceea că noi suntem, noi se ducem jos la cadastru, controlăm, suntem dintre noi, sunt mulți care nu au plătit, nu s-a achitat taxele anuale care pe pământ și pe locative și așa mai departe. Dar noi îi dăm pierd de la cetățeni. Cum? Nu aveți dreptate, deci asta nu pot. Nu pot, dar spun. Și adică noi pe teritoriul își vorbesc cetățenii, oameni buni, nu, ne asumăm responsabilitate, vă acoperim cheltuielile, nu vă deranjați, vă implicați că aceia bani s-au furat, aici trebuie întors înapoi. Unde e demnitatea noastră de consilier? Ia că aici trebuie de văzut. Așa și o merge. Licitația pe din dosa terenurilor agricole, care s-au făcut, care se spune astăzi, când nu s-au făcut, s-au anulat, dar s-au făcut, participat, s-au plătit, sunt documente în contabilitate. Și vă rugăm să dați explicații cum ați făcut de stat. Și au făcut o punctă unde nu pot anunța din timp comitivitate. Aici sunt chestii care oameni buni nu reștupăm între noi aici. Și încă eu am fost categoric împotriva s-o ridicată întrebarea la ședință, de plătit consilierii, nu! De făcut să aducem în interiorul statului și apoi să ne plătească. Dar noi nu facem nimic. Noi punem piedici la ceea ce e, ridicăm astăzi și votăm, mâine punem piedici toți noi consilierii. Cum să mergem mai departe? Cum să mergem? Ce să mergem? Dar poftim că o s-o adunat luni, data de 15. Domnul Șandrovski, domnul Pavalache, domnul... La
Dar la subiect merge că doar vrem taxe, vrem curățare, vrem să avem curățenie, dar de unde? Dar noi singuri suntem acei care punem piedică. La subiect ce propui? Ce propun? Merge, da, pentru asta 3 lei de la un început e bun pentru primul an, să vedem cam în ce modalități merge achitarea taxei date. Și apoi în viitor punem ca să fie și o lege de implementată ca să putem trage la răspundere pe rei plătitori. Da, da. Dar trebuie să începem de aici, din interior, nu din sat pentru sătie. Bine, corect. Stimați colegi, dacă a fost o rețetă din partea domnului Țurcanu, eu vreau să spun că luni, într-adevăr, au fost pregătit la aici să-și apre statea. Adică, dacă sunt... Eu am spus că nu particip la licitație și băi, stați o leagă. Eu vă spun cum a fost. Eu n-am participat la licitație și adică am refuzat și băieții și nu pot să o licitație și un gând de iluzii cu prostiile capul ăsta. Nu pot licitație și nu n-ați fi. S-o de distanță de licitație, asta nu pot. Ca să nu duci lumea în ea. Referitor la taxă de 5 lei. Gunoiește, aici e înverzirea teritoriului, aici e oameni care curăță, care... Dar ce la poartă la cineva trebuie să-i curăță? Trebuie să-i la poartă, mie e o jumătate. Eu fac ușa asfalt și ies pe asfalt. Eu cred că... Nu, eu cred că... Dar tot jumătate la poartă. Domnule, hai să-i spui tu. Eu cred că fiecare, care putea să-i pachetă 10-12 lei, și 5 lei pentru sănătatea noastră, noi la orice... Toți, la orice cumătrie, nu, noi numai atât vorbim pentru sănătate, dar asta e 5 lei sănătate. Asta e curățenia țapului, asta e... Asta o să fac, un fumăgar nu trebuie să fumeze într-o zicință, că ea ca și încăvieră. Și un fumăgar? Un fumăgar. Dar eu cred că 5 lei și fumăgar cu un fond pentru înverzirea țapului, pentru curățire, pentru gunoaie, pentru canalizare, pentru făcut un fond. Da, să arătăm să ne rostăm civilizat și luptăm pentru sănătate, dar nu spui, primul meu la 5 lei, 5 lei, cum am primit. Aici stai taxa de amenajare care a fost cândva. Amenajarea a fost cândva. Eu sunt tot mai scurt, nu înjim, pentru taxa. De a 5 lei, că nu e chiar mult, pur și simplu acolo, dacă este, sunt de acord pentru persoane bolnave care nu pot duci nici cu ziua, nici cu craza asta, poate fie. Asta eu știu, dar am și discutat, pentru că altfel să aibă și 3 mașini și o gradă și tot, nu vreau să dăie nimic, așa și mă întreba cât mă e asta. Să știm să plătim, dacă e mai curățenie. Și pentru a te dat de făcut și o colegie. Domnul președinte, stimați consilieri, eu sunt unii tradiționari, am spus la plata care se propune la solubrizare. Eu am pus o întrebare la Comisia de Finanțe, ce sumă astăzi este în primărie planificat pentru 2016 la amenajare. S-a spus că este circa 600.000 bani pentru ca noi să întreținem cu noi și să mai facem și alte lucrări pe localitate. Altceva dincolo de suma asta care o avem în buget, după cum colegii au expus, atâta, primim undeva iarăși în jur la 5-700.000. Asta înseamnă 1.400.000. Eu cred că este, va fi pentru fiecare familie, special pentru familii care sunt mai numeroase, pentru că merge vorba de naștere, merge vorba de persoană. Asta înseamnă iarăși anuală 300 de lei de familie să plătească. Plus, fiecare familie, când cu noi o duce, să spunem așa, iarăși trebuie să plătească. Pentru că trebuie să atindeze un camion, trebuie să... Dar iarăși ne plătească. Adică, într-un fel, se primește că noi atât nu avem un serviciu normal de salubritate în statul Costești, un cetățean nu poate să plătească 20 de lei ca să fie, uite, regulat, va fi transportul, va fi organizat. De asta, eu cred că va fi problematic pentru cetățeni ca să pot. Mai mult, dar nu vor plăti. Noi punem acest preț, vom atâna 50.000 și ce se va schimba? Ce se va schimba cu 50.000? Noi avem un buget, noi desfacem transparent un buget cel de 700.000. Eu cred că la dumneavoastră, noi am vorbit și la ședința trecută, este nevoie de 100.000 maxim care cheltuim pe an, ca să facem gunoi și să o aranjăm să fie normal. Plus rămân 600 sau 500 de mii pentru a organiza lucrul în localitatea asta. Deci sunt învățurători, ce ați mai spus. Domnul Ștefan, noi avem o datorie de 1,5 milioane pentru să o curățesc canalul ăsta. Știți, Andrei? Anul trecut, prin primăvară, undeva, s-au pornit lucrările și lucrările sunt făcute.
de datorii de peste 1 milion de lei, pentru că era riscul, de atâta domnul primar a pornit fără să aibă și bani, așa cu inițiativa agentului economic respectiv, pentru că era riscul de a se inunda gospodării de pișesul Gârlii, care au și fost riscul. Au fost inundate de 150 de gospodării primăvara aceea și de aceea s-a făcut curățenie. Deci nu sunt achitate lucrările. Deci numai 1 milion și ceva la capitolul ăsta și atunci anul 2016 la capitolul amenajare și proceduri. Deci ea poate pare el milionul ăsta mare și mult, dar când găsesc unii să utilizeze licitații, facem un tender, cine vrea dintre agenții economici să ocupe, să facă, oamenii plătesc, pornesc foarte bine, acum e foarte rău, și vedem ca cum să îmbunătățim acest serviciu. Noi spun și eu prima zi întrebări, dacă, într-adevăr, dacă noi facem noi curățenie în casă, nu se ne facă nimeni. Domnul Andrei spune că trebuie o lege. Și cum este decizia Consiliului Local? Este o lege pentru localitatea noastră. Noi pur și simplu trebuie acum, ca să luăm această decizie, să o formulăm corect. Adică, în decizie, să indicăm anume cine trebuie să achite această taxă. Fiindcă, da, cum spune domnul Nereacă, noi avem pe hârtie 12.000, în sat nu s-a atâția locuitori. Iată, noi trebuie să formulăm corect această decizie, ca într-adevăr să plătească taxa asta oamenii care locuiesc la moment în sat și nu să grăbădească suma asta mare. Și suma asta este necesară pentru localitate. Așa o localitate, trăim lângă capitală, în centrul Moldovei, un sat vestit. Și dacă noi nu o să facem față la capitolul curățenii față de estuante localități din jur, nu ne facem nouă față. Eu să văd că nu este așa de mare taxa 5 lei, la urma urmei, dacă nu vor 5, dar să pun 4, 3, dar trebuie taxa. Această taxă a fost până acum sub alt denumire articolului, a fost taxa de amenajare. Acum e taxa de salvorizare. Ce trebuie achitată? Trebuie fiindcă e casa noastră și trebuie să menținem curățenie. Eu vă rog să susținem propunerea dată. Este foarte mult de fapt al domnului Grigore, că legea toată, legea ei și la fiecare se pătea de noi. Noi, legea și legea, legea, dacă noi nu facem, eu am să vă rog. Mergem pe sat, mergem mahala, e curat, 200-300 de metri de un punct de comerț de ăsta, de magazin, se începe. Se începe. Dar și, eu tot nu trebuie, eu nu sunt... Deci ea ca să nu plătim. Eu de acord, eu plătesc 10-20 de lei dacă trebuie. Dar trebuie de făcut într-așa fel. Acei care vor să facă cum să mă trăiesc, lasă ei în primul rând să contribuie la asta. Nu cu 5 lei, să contribuie cu... Pentru agenții economici. Da, într-așa ea. Sau pentru cei care aruncă cu noi în altă parte... Oricând, i-am văzut magazin, am văzut cum. Nu are nici un magazin, nu are nici o... urnă, nici un bac de ăsta mai mare, cum ne întâlnim noi. Înțelegi ce faci? Pune o lată de... de carton acolo, s-o grămădiță, grădiță, s-a arătă, uitată, pe două impuneri, lăsată în râpă, toți acasă și gata, uitați-vă și în curând cu asta, cu centru, nu mai ducem noi acolo, cu centru nu o să uitați-vă și nu mai ducem pe noi ăsta de deal. Nu este de deal și... Ce propuneți, domnule? A fost odată în grupul ăsta acolo, un pat, era niște oameni, era un gal, cum de bun, rău, cum de bun, pe vântul mai era... Păi și ei, nu te propuneți, dar nu eu propun. Ca să nu că noi cheltuim foarte mult bani, să cheltuim la tractorul, la cărțin, că e sute de metri la tractorul. E pus domnul om, s-a stabilit o taxă. Știi că noi mai mult pierdem, punem un om care ia să trebuie să zi, băi, nici mă spune noi, ia ca așa, 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 dar nu, de marș la șosie. Și mă de eu cred că primăria lăsați cu părghie de acolo. Este de timp o să arătăm. Părghie și ca să poată să ne trăim. Voi luați de cap și vedeți la părghie. Dar nici nu pot să vă dăm liniște. S-a divers în cauză să răcim... Eu pot... Început, pentru a forma depinderi la populație, dar să punem trei. Când pun trei și mai mult, da, dar punem trei și dacă tot e bine, pe urmă, la da. Cine pentru aceea ca proiect, ca să fie 5 lei pentru fiecare persoană, ridicăm mâna.
Noi am rămas la 3 după ce am venit o dată la 3 după ce am ajuns. Cine împotrivă? Cine pentru abținut? Cine împotrivă? Cine s-a obținut? Nu s-a obținut. Păi dar au spus doar 3. Am spus doar 3 și Ștefan, fiți atent, dă-mă ligat mâna mărea cum ai spus. Dacă pierdăm vădar, să putem. Pentru informație, dumneavoastră, anii precedenți era 20 lei anual, anul acesta la Comisia de Finanțe s-a propus să fie 30 de lei anual. Localitățile din împrejur, state, așa, aproximativ, tot în regiunea asta, 20, 30, 35. La mult. Dar acolo 30 de lei anual, da? Păi dacă cineva are 3 metri pătrați, se duce 90 lei anual. Păi și e bun așa 90 lei. Când eu mă duc în oraș, spun cu harbuș, de exemplu, cu bar, cu ceva, și plătești o cu de lei de zăt. Propuneți. Păi eu propun să vă rădiți taxa, iar că asta taxă dăm cu cine. Da, ai zis de cât? Asta, taxa, dar nu știu cum. Păi dați-mi gândire, suntem puțini. Ei toți vă duc gunoi aici. Nu se potrivă la oameni ăștia, dar 30 de exemplu așa e puțin. Domnule, propune cât? Păi zici la... Propune eu, dar toți vă duc. Dar este o limită oarecare între la metru patat. Dar eu primit de oarecare. Poate de luat din mașină sau astia. Deci, nu merge pe mașină. Nu este lei din mașină. Care este Și dacă e 1000 de metri pătrați, am văzut 30 de lei. 30 de lei. 30 de lei. E cam, pentru că interpretat greșit codul, este în lăsit poate interpreta codul. Pentru că e vorba despre taxa anuală care constituie
o sumă am crescut cu 20. De atâta la Comisia Finanță, am zis să mărim o leacă. Pentru că dacă e vorba despre suprafața totală a pieței, nu e vorba de drum, nu e vorba de persoană, dar suprafața pieței. O poziție este inspectorat fiscal, noi sau voi, la decizia precedentă de elaborare a taxelor, a spus taxa de piață. Și atunci inspectorii mi-au spus, voi aveți piață, nu aveți taxă. Știi ce? Am zis că aveți tot taxa, dar să fie o taxă rezonabilă care poate fi plătită. Pentru că dacă e așa, cum zic eu, câți am reță? Asta în afară din metri pătrați, părinte. Asta 1200 de metri pătrați. Vedeți? 1000 de metri pătrați, 30 de lei. Anual. Este 30 de lei anual. Anual a fost de 6000 de lei. Dar cât s-a pus la agenții economici plătiți? Piața asta nu se pare. Nu, 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 nu. Păi de agenții economici care s-a pus, care văd. Ești că nu achete de mea? Au patent. Au patent. Au patent. Când am făcut, când am dezbătut noi aici legea bugetului, doar este acolo ea, suprafața care e comercială, de la 50 până la 30, noi am pus taxele, astea au fost în decembrie. Asta e deosebit. Asta e piață, buticuri, au patentă, au, nu e legat de ce și vorbim. Asta de piață, băbușoarele și cerea, sau invers, nu băbușoare, dar mă rog, care se duce acolo și vinde, iată la măsuțele și cerea. Da, 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 da. Mai mult. Cine e împotrivă? S-a obținut? Am eu așa o întrebare. O întrebare eu am aici. E ca vine unul și vine de un sac de grâu al lui care el o prelucrat. Și plătesc pentru că de acolo 30 de lei. Și eu merg pe acasă acolo. E piață îmi plătea. Nu acolo, păi. Dar nu e așa. Hai să mă dai etapă. Noi vorbim aici. 30 de lei plătește aici. Dar că eu nu mai am plătit 30 de lei. Frământăm acolo în comisie și aici venim numai votăm. Dar mai am și o propunere de asta care vine tot azi. Nicolae Crețu are problemă, vedeți că e frig, aici nu este apă în centrul satului. O problemă cu aprovizionarea cu apă, el propune, vine câte dumneavoastră propunerea, ca taxa pentru apă, pentru agenții economici să fie modificat, pentru că la moment este tot 9 lei. Nicolae, te rog, argumentează conștiul. Noi avem cu pentru agenți, pentru consumatorii casnici, plătim 3% la stat. Și pentru bugetari. Dar pentru persoane juridice care fac business, noi la stat e 12,7 de bani au. Și de atât cu 12,7 îi plătim la loc aparte. Aparte la loc plătim. Și până la moment nu s-o plătim, tot 9 lei. Dar eu plătesc din bani, îi plătesc la loc pentru... Aici e stat care e 2,5, nu e 2,7, pentru agenții economici așa. Că așa e de trebuie, că așa numai pentru agenți,
într-un centru economic. Păi dar eu ne aduc aminte, noi am luat o decizie că centrul economic era 7 lei. Nu, nu. Nu, 7 lei. Am discutat, dar nu mi-a votat. S-au vorbit la urmă. Pentru că aici este și 30 de lei la agentul economic. Asta e la stat, e din prieteni acolo. Da. Standardul e 12 lei și bani măr la pe din... Asta e mie. Pe din pe... Cât propun? 12 lei. La... Ce-i spune Dacă nu mă auzi în țară, tu vei din. Eu sunt de acord cu cerința următoare. Să fie certificat igienic la, la apă, așa cum am eu la pâine. Neapărat. Nu eu trebuie să mă duc la, să dau la analiză. Plus asta, plus la asta, factură de TVA. Nu, i-am dus lecturi de la copac. Păi, dar poate, de la tot satul, în început, trebuie să fie lecturi. Nici o problemă. Și atunci, când este vorba, este o reparație. Eu la cine să mă adresez de amul, că eu am avut comandă de mort și nu-i pot face comanda de mort. Ați avut comandă de mort? Nu, dar și era plinit. Este că nu este apă. Dacă domnul spectorist, trebuie să altul pe subiectul. Nu, indiferență. Dar eu trebuie să fiu pus la curent atunci când este o lucrare. Când este o lucrare, când faci... Păi, dar la plăvățul de păsâine pe văzut. Dar eu, dar ce să fac? Eu, ce să-i răspund la cel care mi-a dat să-i comanda de mod? Ai și primării care... Nu, primării. Primării, să mă duc în casă. Eu nici nu trebuie să dau apă. Te sunt chidități ca. Păi, dar la noi urmă. Păi, ai și urmă. Ai și urmă. Dar îmi place cum știe. Da. Unde vrem, unde vrem. Cine te place ca să fie 12 pentru agenții economici? Să nu te lăsat nimic. Da, vă rog. Cine... Cam așa mă rog, 30. Dacă ați sunteți de acord. Da, vădere. Fiu de acord. Eu sunt pătrit. Nu, e Așa, Tudor, Mirea Friuă. Ce comisie? Da, da, e șapte. Cine? Mirea Friuă. Eu ce am spus, vă rog să spuneți cine sunt comisia de licitație. Dar mai eu este. Cine e Mișa, cine? Cum mai este? Eu nu am spus, Tudor, hai, cine? Sulu Mihai. Eu nu ești într-o comisie la voi. Cine nu-i nicio grupă comisie? Președintele comisie. Dar are drept. Mișa, de ce îi poate să-i libera la mai mult? Da, da, tu nu-i experimentă. Da, și eu, nu vei că nu-i urmă. Cum e cine poate? Sulu Mihai, spune. Sulu Mihai, spune. Da, da, da. Vot egal. Da. Cine pe trateca să fie inclus în locul domnul Dubru, Sulu Mihai, nu vota. Așa. Cine împotrivă? Cine s-a obținut?
Cât a fost pentru? Cât a fost pentru? 10. 2 împotrivă, 7 abține. Cu privire la fiecare publicare a unei decizii. În conformitate cu privire legii 9.4.6. Uite cât e de acolo, și că voia. Este posibil să fie decizii. Se publicează articolul numărul 1 din decizia 9.6.0.6.0.1 din 9.4.2. Tu mă țin de replici, fiindcă asta nici trebuie tu aici. Privire la aprobarea unor taxe. Numărul de tariful pentru eliberarea certificatului se atestă. Da, eu mai citesc, dar nu mai citesc, președinte, fiecare are în față și... Nu citesc, fiecare au, spuneți-vă. Dacă toate nu tot discutăm la toate comisiile, e vorba despre certificatele care le liberează receptorii fiscali de lipsa datoriilor. Data trecută ați stabilit 3 lei pentru eliberarea unui certificat în primărie. Dar am uitat de perceptorii fiscali care liberează și ei certificate. Deci, pentru certificatele de lipsa datoriilor de la perceptorii fiscali, se propune tot, pentru că fetele au reacționat după asta. Mai departe, 30 de lei. Iată, asta e taxa de piață stradală. Asta care e în afara pieții, de la fiecare mașină, cum spuneți voi, care fac toată mizeria în centrul satului aici, taxe, sau tarif, de fapt, aia. Valea propun tarif, nu taxă, să nu le încurcăm cu cel de licitație, de locale. Locale, da. 30 din ei, la fiecare care îi place și nu vrea să duc în piață. Nu vor și gata, el vrea în drum să... Și așa vrea, omul așa e. Și lucra doamna Maria asta, de-asta doamna ei nu mai lucrează. Pentru că... Păi, aici tot trebuie vorbi, cum în drum, el vrea acolo. Dar el dacă vrea în casa de cultură sus. Corectă, el are loc piața asta. Aici, dar nu-i loc. Și nu-i loc. Și nu-i loc. Hai să luăm o decizie, nicio problemă. Hai să vine, că aici nu poți merge. Și aici, dar nu știi, absolut, de acord. Dar fiindcă este piața asta, am pus o taxă, am numit-o de salubrizare, pentru că chiar să fie pentru a face curățenie în centrul satului aici. Dar dumneavoastră decizi, eu vă explic cum a discutat și vorba. Și mai departe, până în prezent a fost o taxă de canalizare pentru cei care sunt conectați din dealul Morii, liceu teoretic, până aici, pe care o deservește domnul Gheorghe Postică. Pentru că eu vreau să cred că în acest an vom ajunge să dăm exploatare stației depurare și vom conecta o prestație. Dar astăzi gospodăriile câte din acolo? 150 gospodării din dealul Morii până în centru aici. Gospodăriile lor sunt conectate la stația depurare, la canalizare, la sistemul de canalizare. El foarte des se astupă, foarte des are nevoie omul ăsta de diferiți servicii pentru că de altfel am pune, l-am acoperit, am închide, pentru că vreau să vă zic, ecologia mult ne gândește și zice că îi împurificăm botna. Și au dreptate, dar asta e de ani de zile. Și dacă dăm exploatare, canalizarea, eu vreau să cred că vă facem ordine și aici. Dar, fiindcă noi toți ceilalți avem hazna acasă pe care le servim, dar ei nu au treaba asta, să achete mă cărbără. Părerea dumneavoastră. Păi iarăși fața cu... Referitor la punctul F, pentru că în orice colț a satului este diferit de științe. E chestia de aceea că să formăm o comisie în privința canalizării sau de lui domnul Gheorghe. Să meargă pe Mahalaua și din Fornicariu să vadă cine-i conectat, cine varsă în canalizarea nouă și la propunerea Consiliului să ia amendă. Oameni buni, vă trage țava în o gradă, nu vă. Curg cuiva în poartă și năd și o băcată din mahală. Nu-și dau seama că el a zvas o căldare, mâine două căldări copiii dau drumul la bană treacă și cură în drum. Trebuie luat măsuri în privința la asta. Și nu-i de uitat că 20 de lei, 20 de lei e mică, da. Noi mâncăm toate legumele de tate, mâncăm cu apa asta care curăm botana. Da. Și cu 30 de lei, eu zic, pentru care s-a conectat astăzi să vață în râul Botna, 30 de lei în primite. Da. Să meargă o comisie să-i amendeze 3.000 de lei. Da. Așa că... Nu, e transfer.
La capitolul ăsta eu vreau să vă rog să urmăriți o comisie cu domnul Gheorghe. Nu, adică, că domnul Gheorghe singur nu se despre el. Și în furnicarul nu sunt vă 2-3 încăpetinați, acolo care mi-a dat drumul, care a dat aia nouă. Roșine și. Deci tu care a dat direct la rău. Referitor la punctul E, eu cred că e cei cam plie așa foarte ghimuit. Vrei și tu vrășel care duce să-și vândă un coșel acolo și l-ar vinde cu 50 de 30 și nu iese. Vine unul cu un camazul, un mobil, tot 30 de lei. Ori într-un mod de vândut, eu de obștea sunt pentru cetățenii satului Costești, de consumul de patlăcele, au vândut mai aici 30 de lei. O să fim mulțumiți că e bine să-și mai vând producte aici. Dar de mărit la ieși care vin străini, cu consumul care de mare și tot după mașini, ca așa și mai cineva. Este mașină mică, plătește 50 de lei, este mașină mare, 100 lei. Este, adică eu aș fi de părere că cetățenii din sat Costești pleci lung cu 20 de lei, pentru mașini, pus mașină mare 50 de lei, pentru mașină 30 de lei. Și iară vine 11 puncte de lei. Dar cu ea să le vinde, mai, doar le vinde puțin, Maria. Și Maria, să vinde, Vasilia, s-a pus 30 de lei pentru aieși care vin străini. Mătușica și ei care vine, vine din Costești, vândă coșul, se duce la masă și masa costă 10 lei. Da. E cu așa de-n drum, Andrei. E cu așa de-n drum. Eu înțeleg cu așa de-n drum. Dar este foarte mare de 10 lei. Și e taxă. Dar asta spune 30 lei pentru ei care vin cu mașină. Dacă e puțin, putem să mai ridicăm, dar nu spune pentru mătușica și ei care vin cu mașină. E ca să încep puii ea vor să încep. Da, 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 da. Eu bănuiesc eu cu 30 lei mai puțin. Da. Da. Dar voi spuneți, anii că am gestit producția agricolă, s-a vândut-o permanent la Eloveni. Că tomate, că cartofi și mai departe. La Eloveni, pentru un bus, din busurile de 4 forțe mai departe, îi costă 20 de lei. Așa că 30 lei oameni bune, așa de puțin. Dacă mă duc permanent să vin să noi, și e normal, o taxă e destul de normală și e simbolic și e destul de bun. La Eloveni 20 de lei. E simbolic pentru administrația publică locală și costă tot. La Eloveni 20 de lei, dar și la Eloveni. 30 lei pentru mașini de străine, dar pentru, cum a spus domnul Andrei, pentru aici 10 lei, eu cred că pentru Sanda Coșa s-a maslut, dar 10 lei nu mai este. Asta e chestia. Asta e chestia. Dar cel care vine tot pe bani, la 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 bani, aici e drum. Nu, dar eu trebuie pentru cum mărgăt, un coșel, un trup de patatie, să vă zice. Așa avea de vinde. Eu tot am mai zis. În experiența proprie vreau să spun. Deci vine permanent, care sunt sub gând permanent. Vine și vinde pui, de exemplu, la bancă. Știm de două ori faci 5.000 de lei sau chiar mai mult. Și vine cineva din sat și vine un sac de grâu și așa și 30 lei îi plătești. Aici faci 90 lei tot 30 lei și așa 5.000 tot 30 lei. Dar nu-ți vorbesc, vine pomul din sat și vine dintr-o luni de zile 700 kg de grâu și plătești 200 sau 250 și numai pe asta. Propun să eu propun să vă ia că acum o dus Oleg. Eu aș zice să luăm o decizie, să nu vândă nimeni în centru, oameni, oare în centru. Dar vinde, vinde, vinde. Propunerea dumneavoastră e foarte bună, dar atunci să găsim loc, să facem o piață în mare, în satul, în care se vândă păsări, se vândă purșei, se vândă tot ce vândă. Dar chiar și dar este loc în cărat. Propunerea că fac o păsă de cărat, acolo să fie piață pentru animale. Decizie, scoate, scoate-mi taxa, nu trebuie nici 50 lei pentru administrația publică, dacă n-ați fi piață aici. Da, nici murdăriți. Uitați, ne lămurim cu taxa de centru, să menținem curățenia în centru. Și atunci ne-o extinde în garaj și în marina toată grauță. Bun, vă dați, să punem 30 lei pentru mașini nu e nici mult, dar nici puțin. E normal. Da, bun. 50% ca să fie 30 de lei taxa. Nu 30, toate, toate proiectul de 5 tot. Tot proiectul. La canalizare, tot o... La canalizare afară. Eu am propus 30 de lei. Câteva comandări? 3 lei pentru certificat. Aia 4, 3 lei pentru certificat în cele, 3 lei. Aparte, aparte. Așa. Cine împotrivă? Cine s-a obținut? Unu, va să-i. Cine pentru? Nu, asta nu la asta. Ca să fie 30 de lei. Taxa. Cel sapă, cel sapă. Încetul sapă de mașini care vin pe mare la drumul, să fie 30 de lei, rog votat.
Eu fost două propuneri. Au fost două propuneri, două președinte. Eu insist pentru cetățeni să nu se plătească. Cetățenii din sat nu plătească. Și mașinile mari la să plătească mai mult, mașina mică mai puțină. Și este om care plătește 40% din gerință. Și are cum să uite că asta e zil și asta e buze. Eu nu știu cum zil. Am unui conțin cu 7 zăitoare. Cu 7 zăitoare, dar unul nu-i compuze. 300 de chile și atunci așa plătește. Vasile, dar cum să asta e starea? Dar cum să-l pui cu cel din sat să plătească? Aici ați vă 10 bușcuri numai din sat. Vând, grâu, vând și grâu. Vând, face murdărie cu plătească. Noi vorbim din celuși să uite tot. Ai, vă tot cu cel din cap. Cine pentru, da. Ca să fie, nu, la canalizare, da. 30 de lei să fie de corectare a... Despărăriți cam e bine. 40? Descurgerea mătării acolo. Și bătai nici cu 20 de lei de canalizare. Și nu, prin care curăță o dată în urmă și plătești 3-4 de lei. 30. Păi cine-s 40? Pune întâi părere. Păi nu știu chit 40 de lei, să fie de luni 40 de lei. Cine ca să fie 40 de lei pentru canalizare, vă votați. Mai există mai tare, eu uite-mă. 40. Nu, hai, 40. Hai că ne-am vorbit ce mai tare. Cine să slăboare? Pune-i 40. Cine împotriva? Eu aș plătesc 50 de lei, dar s-am plătit. Eu am plătit. Eu am plătit. Eu am plătit. Eu am plătit. Cu privire la aprobarea componentei comisiei de concurs pentru angajarea în funcția publică temporar vacantă de secretar al Consiliului Sătesc. Eu? Domnul președinte, poate să o precizați, ține de ființa comisiei, comisia respectivă va fi pentru toți funcționari publici sau la fiecare etapă va trebui să se vorbească. Se vorbește, deci regulamentul cu privire la funcțiile vacante, în funcțiile publice vacante, prevede constituirea sau instituirea comisiei de către autoritatea publică, consiliu sau primar, în dependență de subordinea în care se află. Dacă e funcționar în subordinea primarului, funcția publică se face prin dispoziție. În cazul nostru, secretarul este în subordinea Consiliului. De aceea, proiectul de decizie sună conform regulamentului cu privire la componența comisiei de concurs la funcția publică de secretar anume. Pentru că doamna Valentina pleacă cu o cerere de majoritate. De aceea, se propune conform regulamentului care spune de regulă un viceprimar, 2-3 funcționari, 2-3 consilieri și un reprezentant al Consiliului Raional. De aceea, fac un proiect pe care vă propun dumneavoastră în coordonare cu colegii de la Comisia de Drept. Primarul, viceprimarul, Grigoriță Zenovia, Mireacă Andrei, Turcan Andrei, Șandovski Andrei, Peț Andrei și un reprezentant Consiliului. Cine o să desemneze Consiliului? 7. Pentru funcția de secretar. Deci avem 3 consilieri, 3 funcționari din primărie și unul de la Raion. Părerea dumneavoastră. Aprobați. Doamna primar, nu, dar nu este necesar 7 membri? Da, 7. 7. 7. 3 consilieri, 3 funcționari și un reprezentant de la Raion. Așa prevede regulamentul. Vă propun să susțineți. Vă vot. Cine pentru aceea componenta numără de 7. Numită de mine. Numită de doamna primar să fie
să fie de 7 persoane, da? În componenta numită. De 7 persoane, rog votați. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Aici e un text, dacă îndemnuți doamna primară, fie indicat la mine cine a scris secretarul comisiei, pentru că regulament se prevede, fie indicat la Robert, secretarul comisiei, care are anumite atribuții, textul... Prieteni! Mai tare, mai tare, Gena, cum? Trebuie să fie ales, numit secretarul comisiei, aha, care prieteni? Aici, prieteni și consiliu, secretarul. Prieteni și consiliu. Apoi am pus că Ghena de acum au vorbit diferit de postul, Ghena nu este funcționar, adică Ghena în cadrul... Da, problemă, eu pot să fac toate astea, dar principalul să fie ales în decizie sindicat. Da, haideți să vedem. Eu astăzi. Cred că un funcționar. Dar cine e funcționar? Asta e rog, cine am, cine am. Cine am, cine am, cine am, cine am, cine am. Eu, domnul Isai, doamna Zinaida, secretar, mă rog, în procesul verbal, dacă așa cer regulamentul, să o facem așa. Mulțumesc. Da, îți dată să votăm. Da? Da. Proiectul 010301, privire, ridicarea de declararea unor mandat de consilier. La vot. Da, Igor, eu nu știu, pot și să... Nu știu, pot și să... Igor, pot și să... Consilierul care acum am fost prezent la, deja la 4 ședințe și data trecută de ce s-a votat că nu se ridică mandatul consilierului respectiv. De la cancelarii am primit un notificare că consiliul nu are dreptul în cazul când a fost consilierul a lipsit nemotivat de la 3 ședințe consecutive. Consiliul nu are dreptul să adopte decizia de a nu ridica mandatul. Deci se propune de a fi abrogată decizia din decembrie și de a se adopta astăzi decizia de ridicare a mandatului pe numele domnului Domnului. La vot. Cine pentru aceea ca să fie abrogată decizia din luna decembrie? Este? Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Unul s-a obținut, da? Ce? Mihai. Nu. Tot Pietru a fost el. Pietru, eu, Pietru. Comentează votul, Mihai, nu l-am înțeles. Și am să văd eu cu votul. Abțineri. Hai, m-a abținut. Abținere, așa. Da, 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 trebuie procesul de fapt, e clar. Hai. Cine pentru aceea ca să ridice mandatul? Doru Iuri, alias pe listă Partidul Democrat de Moldova. Dar partidul nu s-a și consilier din partea Partidului Liberal, care lipsea la a treia ședință. Conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale de ridicare a mandatului, deci mandatul trebuie să fie ridicat la a patra ședință, nu la a treia. Deci trebuie să aprobăm decizia din decembrie și iarăși aceeași decizie să o votăm astăzi. Cine pentru aceea ca să fie aprobată decizia din decembrie? Rog votați. Proiectul decizie 1-0-3. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Nu. Dar vreau să ridic mandatul cu vot. Mai departe, proiectul 0-0-4. Cu privire la formarea bunurilor imobilor. Consiliul să fie consiliul de cine? Președintele Comisiei Finanțelor. Agricol. Asemenea. Vă zic. Vorbiți mai mult spună. Suntem aveți pozitiv pentru primul punct, al doilea, al treilea, 5, 6, 7, 8 și 9. Cu respondare
Sunt format bunul meu de la Maria Negru, fată, unde e sub pescul pe motiv 100, Marandice Andrei. Pentru ce? Poftim? Pentru ce? Pentru construcție. Pentru construcție. Marandice Andrei are pus o bucată de bucătărie acolo și a rămas în rezervă Ionuță. Rămas de rezervă, adică din administrație publice și în discuție. El ar vin până pe dată, da? Și se pornează un bun imobil, dar dacă l-am luat și gau el, și gau altul, nu înțeleg. El și mie, dar se mănânceau cu oameni. Da, merea că Iuri, vorba de la deal de frigiderul Oleg, Ursul Grigori, vorba de unde la lângă moara și ar putea să fie drum, e sfântă, nu le pașe, dar Grigori. Da, dar eu am fost votat, dar am fost votat, am fost 30 de sote, e vorba de gunoi ăștia asta din deal aici, unde e la furnicare. La furnicare. Când ești la brigada tractoare, erau gunoiști. Acolo s-a citat unul, dar noi am hotărât comisia să facem trei bunuri imobili, să aibă acceptul mai mult, adică poate din construcție. 8. A, 8 tot. Ăștia și 9 e vorba de vulcanizare, cum zice băiatul. Separat. Stopa de la vulcanizare, vorba acolo că el s-a greșit primăria atunci și i-au pus construcție. Și o bucăță mai trupat. Adică noi am prins separare. E acolo format un bun imobil și noi am votat ca să se pare, să faci pe separare. Mai trebuie 20 de metri. Și o bucăță ca și aia, ca și aia, ca și aia, ca și aia, ca și aia. La domnul Ionaș Galin au fost vorba că e acolo pădure. Dar adevăr, noi am refuzat aici pădurile, că pădurile nu se dau în arendă. În arendă și în arendă. Și s-au refuzat pe aici. În arendă pot fi dat pădurile. Dacă o bătiți de la Maria Negru și tot ce tot la cum? Mai se faci un bun imobil și dușă cu șlingul de metal. Destinația pentru ea frunții, pe mâine totul. Păi eu sunt și dat, doamna, îți mai apar. Vreau să fac. Eu am spus că așa s-a luat, dar știți vreo verzări, să fac acolo. Asta e nu-i construcție în verzări. Aici, destinația pentru construcție. Nu s-am întrebat asta, nu vreau să construiască. Eu am spus că într-o verzări să fac. Poate o masă scrie acolo, dar eu tot... Păi dacă e pentru construcție, nu poate fi pentru un verzări. Pentru care trebuie să construiască. Pentru amenajare. Eu mă gândesc altfel. Acolo terenul nu-ți permite să ai destinație agricolă. Da, da. A fost construcție. Că nu e agricolă, e drumul. Terenul care se intră de la nu-i construcție. Să vedeți construcții deodată mi-e... Domnul președinte, acolo a mai fost, Vasile. A mai fost cereri de formare bunului imobil și nu văd nici cereri, nici rezultatul la acolo. Am trei bunuri imobile lângă Mireacă Iuliu. Eu am ce vreau să vă propun, nică nu, dar acolo când merg cu acces, multe mașini se opresc la magazinul și alu se opresc în toți ea. Merg, traie o grămadă pe un bil, trantul, poate acolo de parcare, de omul să parchez o leacă. Eu îmi propun, eu nu zic nică, n-am zis cu oameni. Lângă din zabor. Terenie din zabor. Lângă la mare, lângă din zabor. Da, da, bine. Poate să-l dați. 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 Au apărut mai mulți solicitanți la formarea unui bun imobil, mai la deal de gunoi ăștia care au fost la grile. Adică au apărut 6, vor tot 6 și aici la 3 solicitanți îi mai au cumpărat de 10 ani și vor le convine într-adevăr, ca toți, dar și ei 3 spune că dați din drum. Și noi am decis ca să amânăm. Să ieșim la fața locului cu domnul inginer Cărăstreau, să-i terminăm cu toate 6 și să vedem, poate de permite făcut intrare la bunurile și la imobile, ori nu. Și dacă ei nu se poate, noi să știm când vor acolo băieții 30 de ani, dar a spus că imașul mai trebuie și pentru satul alea. Adică au rămas și au amânat la data viitoare ca să ieșim la fața locului. Comisia Agrară să iasă cu
inginerul cadastral, viceprimarul, să vină care e situația acolo, totuși. Solicită care vrea să facă cuzne, care vrea președinte, care vrea și trebuie să vină situația. Domnul președinte, faptul că eu nu la Comisie de Drept, am adus la decizia să amânăm formarea bunurilor imobile până facem un plafon de cumpărare a pământului. Pentru toți. Nu schimbăm reguli în timpul jocului. Când întreb la cineva, cu atâta preț. Facem un preț ca oameni și dăm la toți și vedem dacă, de exemplu, un normativ de ari. De 10-15 ari, dar nu unii vine cu 90 de ari și se începe multe cereri și smute. Până am format, pentru noi vindem ieftin aproape deja la pământul. Dar dacă îți fie așa, pentru toți sunt de vândut așa, și nu aș socoti să amânăm sau să facem un normativ. Un pauză. Să facem un normativ de pământ și poftim pe urmă să facem ce să facem bunul imobil. Aici e vorba despre bunul imobil, nu discoate la legislație. Deci comisia, comisia agrară, sau toți, de fapt, se pot expune dacă se formează sau nu bun imobil. Cât șase, cât stii, jăi de șase, cât ori stii la licitație păi întreagă. Păi s-a ajutat. Comisia Agrară nu a ajutat tema asta. Nu vă spune. Deci, dacă parte... formăm sau nu bun imobil? Eu nu știu, vorbim prima la Rusul, de debut în momentul. A spus că s-o amânat până să ieșim la fața locului. Toți spuneți că trebuie Comisia Agrară să iasă la fața locului, să vadă ce se vinde, nu se vinde. Am amânat toți, că nu-i clar, să bat acolo mai mult. Și noi trebuie să-i dăm răspuns la ceilalți trei. Băi, băieți, nu-i timp de intrare acolo. Păi să dai răspuns, dar nu știi de ce practicitate, nu știu. Eu nu știu. Păi, el trebuie să-i faci intrare la bunul și recomii. Vine mă interesat, ce răspuns să-i dai la cel care merge vorba de formare bunului imobil? Ce răspuns să-i dai la cel? Ce dai tu? Cum îți permiți să dai răspuns? Ce zici cu doi? Îți vin din ții ori nu îți vin din ții? Eu încă o întrebare. Doamna primară, aici e niște conflicte de interes, domnul Jandroschi. Lasă-te un înțeleg pe bine și plec acolo. Znai, acolo oamenii este șer. Dați vedem noi, putem face, ca să-i faci bunul imobil, omul nu poate să-i spui faci bunul, el nu poate ieși la licitație dacă el nu are intrare acolo. Ce? Noi trebuie să acceptăm intrarea și vedem dacă se permite. Și dacă se permite intrarea, contrafără să facă trei bunuri imobili și așa și eu bătaie ca și poate o să fie. Eu te înțeleg destul de bine. Tu faci formarea bunului imobil drept în margină, 20 sori, dar ce n-am spus mai departe? Ce să nu spuneți că nu facem nici unul? Să vedeți că vreau să facem acces la bunul imobil. Mai departe. Eu mai am o întrebare. Eu mai am încă o întrebare și la comisie. Cum te-ați format voi 90 de sori formarea bunului imobil în deal la Gnoiești, dar nici solicitanți nu-ți? Cum nu sunt? Cum nu sunt? Păi, nu, i-am spus că s-a făcut un bun imobil 30, dar două le-au mai făcut. Păi, o solicitat 90 de ani. Eu altă propunerea. Nu vă înghiți la vândut terenul. Mai dă-le bani să mai facem. Păi, domnul Andrei, noi nu facem licitație pe de-ascunsă. Nu facem nimic solicitația. Să ajungem la întrebare. Licitația, dar mai dați terenul, îți mai șadă. Dar 90 de sute, după nu știu, eu te las după terenul meu personal. Dă-i terenul care sunt cumpărat de tot dumneavoastră spândute cu 15.000 de lei aru. Apoi, eu n-am cumpărat cu 20 de lei aru. Când au fost 14.000 de lei aru, ai cumpărat 10 sute numai. Dar ce zici tu? Dar nu vezi că vreau 90 sute scunde. Păi de eu nu vorbesc de așa, vorbesc de mine, aici 20 sute. Eu vorbesc, eu n-am vorbit de tine acum. 100.000 de lei aru. Dar eu vorbesc de aici de 3 imobili. Maxi colegi, eu vreau să spun... Păi dar eu de 90 de lei, 90 de ari, și eu vorbim prețul de 90 de ari, nu vă vorbim. Agrare, membrii Comisiei Agrare, eu chiar sunt mulțumit de dumnealor, fiecare lot îl analizat profund și eu vă spun că chiar mulțumesc Comisiei Agrare că s-a oprit bardacul cel care era până acum. Noi vorbim amâine de 30 soți. Spune, a venit un cetățean, eu nu mai trebuie. Și el a spus că el vrea toate gunoaie ăștia. Adică să-i faci pe un bun imobil cu toată gunoaie ăștia. Și Comisia Agrară a dus la concluzia și ea că, da, într-adevăr, acolo se poate permis de construit un frigider și apoi a fost inginerul cadastral. Nu, eu întreb Comisia. Și noi am întrebat la inginerul cadastral, este permis la slotul celălalt? Nu, eu vă rog foarte mult. Haideți când vă duceți în telea, să mă și eu. Hai să mă, dar cum? Dar puteam să-mi cumpărăi de pantaloni. Nu mă știi, vrem să ne ducem la pantaloni. Dar tine fi și vreau care-ți vreau, am văzut pe
noapte și să pierde drumul, de pierde, scoate de mine și să mai mâine acolo. Un inginer pe dar la el te-a trei lotul, nu poți apăsa pe noapte. Iată oamenii ăsta, el nu spune din pământ. L-a dus să uitați. Ori te duci în fața locului la toate, ori apasă pe clopcă la toate proiecte. Cum tu șastă, șastă, e un copt, 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 e orice cerere care intervine într-o comisioare, care trebuie să fie analizate, examinate și analizate. Fie elementul negativ, fie elementul pozitiv, e trebuie să fie analizat. Toate cererile care se transformează în comisia noastră, care au fost minciuri examinate, le-am pus la fiecare aviz, fie pozitiv, fie negativ. Din o apărut problema cu taxele astea, cu prețuri. N-are nimic formare bunului imobil și cu prețul care să fie. De la formare până la licitație, este timpul licitației au dreptul să participe cu orice cetățean al Republicii Moldova. Și care să fie mai mult, așa l-a să câștige. De ce noi facem mai mult tragedia asta și problema asta? Am lucrat, adică, în ședință, am o pare. Că ai fost, când ai fost acolo, te duci, dă-mi voie, te rog, domnul președinte. Comisia să iese în teritoriu în cazul când apare o problemă. Dacă nu e nicio problemă, a apărut cererea, solicită un teren oarecare și nou nu e clar, trebuie numai decât să ieși, să formează bunul imobil. Dar cum vă spun, până la procurare este procedură. Nu trebuie să facem, dar spunem la vot întrebarea dată care s-a examinat până așa și trebuie înainte. Că avem încă o problemă de întrebări. Eu sunt de acord cu ce spune domnul Grigore și colegii care au vorbit anterior, dar noi am venit să vorbim un lucru și mai trebuie un continuu astăzi să discutăm. Noi nu trebuie să mergem la licitații și pornim de la plafonul acela de la 600 de lei pentru un alt, pentru că e bătaie de joc. Noi vindem pământul de degeaba, de aceea, cum s-au propus de câte colegi la comisie, trebuie să pornim de la 3, 4, 5 mii de lei pentru un an, fiindcă altfel nu se mai face. Fiindcă poftele, o să mai stai eu poftele, fiindcă s-a mai duc 600 de lei ani, abuziv anii ăștia, și am mergem neapărat terenuri, dar să vină de degeaba. Și acum unii de știe, care au pregătat acum vânt cu 10 prietul lor rușine. Foarte corect. Să-i numim? Să-i numim? Poate de unul. Mai la urmă. Dar toți care au fost consilieri, mă. Poate fost și la primărie. Nu, despre prietul și la primărie, da. Nu, nu, nu. Stimați colegi, eu propun să nu las partea, adică dacă Comisia Agrară o decis, adică că toate liste lanțe, noi suntem de acord, adică primul punct, a doilea, a treilea, a patrulea, a cincelea. Și rămâne 6, 7 și 8, că să rămână pe altă dată. Pentru că vorbești în teritoriu, ca să clarici și poate în nomul de tot, poate în cap nu 3, dar poate în cap 5. Și așa scoate. Adică să este un dat formare cu un imobil. Și are oamenii să deja apreciat. Și bun, cu bun și... Dacă vine cadastru, vine și măsoară bicicletă, să eu pot spune precis, mai încapte un bun imobil, la ce se poate de pus... Vedeți cum că îi crede numai o cerere, dar îi crede că nu o vede de decizie. La primărie, el nu poate să vină, spune o cerere, vine să măsoare și să... Eu asta și spun, dar acolo la 90 de ani, îi numai o cerere, dumneavoastră, și comisia asta. Așa, comisia a hotărât, știți că e contra favorabil, numai la o persoană, care e așa? Păi, intrați la școlță. În fiecare cadastrat sau cine e? Terenul respectiv este de documente pădure? Da, sau e pădure, da. Păi noi la Comisia Agrară am dat un vizit negativ. Eu am scris, ori la agentă, ori în vânzare. Păi bine, dar la... Arianu scoate. În Arianu? Da, Arianu scoate. Dar ce scoate? Dar ce scoate Arianu? Dar ce scoate el acolo?
Arendă, el vrea, când te-am înțeles, el vrea construcție acolo. Construcții capitale nu este. Da. Noi am ajuns la concluzia, vine și construcții, vrea el, dacă e ușor, scoate de demontat. La urmă, am solicitat să vină cu și construcții vrea să facă. Dacă vrea să facă numai un depozit și nu afectează niciun copac, nu taie nimic, cum spune domnul Bivol, suntem de acord, îi dăm arendă. Dar dacă noi îi dăm și el face acolo un sclav sau ceva și taie tăi de acolo pe loc, în comisie au fost împotrivă într-o dată. Asta nici nu se poate. Păi ia ca asta, mă, dar și am spus că iar au rămas în cartier la fața locului. Și iar zice, probabil, poate eu am spus de sigur, s-o scos de ordine. Zic, păi nu cartier de toată. Stimați consilieri, cine pentru aceea ca să formeze bunul imobil din proiectul 0104 cu numărul 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 și 9. Rog votat. Dar deși totul 6, 7 și 8 nu vreți, că n-am interes. Dar eu vă spun că să-și facă un om, un frigider, ia că Oleg s-a făcut în 10 are și el vine că nu e ajuns. Da, Oleg? Adică ar trebui un 20-30 ani, da? Da, nu, hai, nu știu. Eu nu știu cine nu știu. Vor să apară oameni. Noi nu știm cine o să apară. Care motivul nu s-a... Care ar vrea de 10 ani să apună oameni? 15. Noi putem să faci pământ. Nu. Noi putem să avem să acceptăm. Facem 6 în bun imobil, dar 15 ani. Prin 30 ani normal. Dacă el, de exemplu, vrea să potrea să-și dea o persoană. Deci, da, dar ce eu cred că nu. Nu, ce mai am, după când 30, Consiliul hotărăște 15, Consiliul 15. Am o merea pe Oleg, ești de acord că nu ajung 10 sori pentru frigider, da? Ești de acord că nu ajung? De acord. Păi bine, la ce la care sunt dincolo de tine, pentru așa ajung 10 sori? Pentru aceea comisia ar da aviz negativ. Păi dar cea că nu de frigidere, domnule? Eu asta nu pot înțelege. Și tu știi ce vorbim la comisia? Pentru tine, până ajung, trebuie 30 sori. Dar pentru aceea ar da pentru tine ajung 10 sori, adică nu trebuie să vorba. Dați votelul. Eu sunt la mine, că nu e o să aici, pată. Nu, eu te-am întrebat, tu, el nu ajung 10 sori. Păi dar pentru aceea l-am întrebat, Vasile, pentru aceea l-am dincolo de tine. Ajung 10 sori. Păi dar și acolo s-au construit frigidere? Păi dar vor construia și... Păi când ați construia să-ți dar 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 când ați construia să-ți vor 15 sori. Dar dacă omul e 30, asta iei două direcuri. Hai da să vorbim deschis, dar nu mai vedem după ușă. După ușă. Dar tot comisia și trebuie să ajuns la concluzia și ea. Nu e niciun proiect, adică nu e nici o schiță, mă, că îți fac frigider acolo și nu vrea să mai cumpere 20, să fac 30 de ani. Nu se vede nimic, mâine s-ar vândă, cum spun, s-o cumpărat cu 3 lei și s-ar vândă cu 3.000 de lei, ori 300.000 de lei. Și iar că la ce am ajuns cu comisia, dacă băieții ăștia, într-adevăr, vin cu o schiță, ceva și arată că lor le trebuie, într-adevăr, dealul și ala, e un proiect pentru sat foarte bun, ceva, o știm, deal. Dar dacă numai sunt niște intenții de a lua într-o gățică acolo ca să poată de vândut, Andrei, la un băieță, ce e că vor să fac? Și nu e comisia nu-i potrivă. Dar comisia nu-i decisă că... Mă ia să mă credință. Nu mă Solicitarea la pământul este a trebuit să iei arendă sau scuber sau ce ieșe. Este de la cineva? Este. Este. Dumneavoastră hotărâți, poate acolo de dat sau nu poate. Dar nu trebuie să uităm noi la cererile și ele, la cine vine cine asta ia. O venit, faceți 3 bunuri. Poate unul și eu solicitat acolo în deal, eu dau exemplu. Dar el îi convertește 3. Și am ascultat-mă și acolo. Faceți prieteni, nu-i faceți voi intrare la așa la, voi faceți dacă au venit scrisoare la așa la, la așa la. Voi sunteți de toți faceți bunurile astea în imobile. Nu-i corect. A să fie așa la așa, zic că nu-i intrare. Nu-l cumpere, băi. Sau n-a lumea. Asta e intenționat, băi, băi. Asta mă faci intenționat. Nu, Vasile, dar nu... Cum fac eu bunul în imobile, dacă nu-i intrare acolo? Vă spun, băi, și bine. Asta-l cumpere numai unul. A doilea n-am scătat. Dar, băi, dacă
Vasile n-are nici o dată să spun bunul imobil cu cererea este. Nu, eu nu am spus bunul imobil, dar sunt foarte de mai tot atunci. Eu spun, dar nu ești cererea, este la asta. Dar faci că mai ați la tot cu mine. Hai, să vedem cu ordine de pe la propunere. Se propune punctul 1, 2, 3, 5 și 9. Nu cine? Dar de ce nu fiecare punct? Și chiar dacă nu chiar așa pară să ieși. Domnul Ștefan, eu n-am văzut să se excludă să așa cu ori. Cine a propus? Eu propus, doamna, 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 dar noi nu mai știu. Deci de tot este, adică, o apariție concretă, adică, dacă... Așa, vă licitați, nu. Nu pot să o propune. Pune cu toate și vă dă parte cu asta. Nu vreți să înțelegeți. Pune la vot. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9, rog votați. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Proiectul 0105 privind la vânzarea terenului la teren. Și gardul tăci construit acolo, ea are o problemă, terenul mai puțin, dacă s-au cumpărat tăci construcțiile, dacă rest trebuie să vin din omul pământ aferent și bună ziua. Așa rog, pur și simplu așa rog documente. Și ei nu au adus, am zis că, adică nu s-au adus, nici n-am avut când. Am lăsat la următoarea ședință ca să aduc documentul, să fac un complex sportiv. Un complex sportiv. Și adică spune, mai ia că noi vindem, te dăm, dar nu se respectă. Adică dacă aduși pentru documentele și el, noi vedem că are, că acolo sunt pe gardul și ala, e construcție, e construcție. Și dacă e construcție, acolo pe multă vreme, e scutat el. Dar dacă el are numai chibit ca și el unde s-a arătat filmul, pe multă vreme rămâne mai puțin. Și chemat de domnul și spus, adică, băi, voi ați vorbit cu când s-au vândut, vă stop, să fac un complex sportiv. Adică e în competența dumneavoastră. Da, cine pentru aceea ca să fie amânat la următoarea ședință, proiectul 0105, rog votați. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? 0107. Primarul. Nu sunt la dublară, și premiul anual, și respectiv și la sărbătorile naționale, care le avem cunoscute de toți. Nu se dublează. Nu, nu. La vot. Cine pentru aceea, ca să fie aprobată acordarea premiului anual, în mărime de un salariu de funcție primar? Da, poate mai sunt lucrători aici, poate măcar câteva sute de lei sau așa, sau nu, sunt se acordă prin dispoziția primarului. Aici pentru timpul e terminul și la jumătate pentru primarul cel, la jumătate pentru aici, dar nu-i mult aia. Jumătate de aia. Conform legislației spre perioadă continuă să se expună. Hai. Cine pentru aceea ca să fie aprobat proiectul 0107, rog votați. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Didier Călăr, da? Călăr să vii pe nașa. Mai departe. Rezultatele licitate. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitate din 0501-2016, raportor Petre Natalia, primar. La ceva, colegi, Comisia de Licitație s-a întâlnit o singură dată la decizia de scoatere la licitația unor încăpieri din fosta policlinică. Vorba despre localul unde se află acum farmacia, San Farm Primo, localul unde a fost utilizat de Isai ca și un birou pentru firma lui de taxi și localul unde lângă asistenții sociali ce-o fost acolo? Nu, ce-o fost acolo pentru masajul. Doamnă, vedeți? Participe. Deci,
Pentru îngrămpierea de 15 metri pătrați au fost 3 solicitanți și acolo a fost licitație cu mult paș. Dar pentru ceilalți doi n-au fost alți solicitanți. San Farm primul, numai ei au participat și dincolo o fată care vrea să patenteze serviciul de masaj. De aceea, pentru fosta policlinică, în conformitate cu legislația pentru încăperile respective, pentru întreprinderile farmaceutice, Comisia de Licitație a calculat prețul plus un pas de 10%, care constituie suma de 3.125. Asta e una. Asta e una. De fapt, trebuie să votați pe asta întâi. Sau să vorbesc toate odată, trei la rând. A doua, de 18 metri pătrați, e vorba de cei care cu masaj, am vorbit, care patentat 250 de lei pe lună și 3.000 ceva pe an. Și pentru acei 15 metri pătrați unde s-au obținut 30.000 jumătate, mi se pare că la licitație, în conformitate cu regulamentul privitor la licitație, timp de 15 zile trebuie să fie încheiat contractul. Dar până în prezent n-a mai fost, deci a fost o încercare de a ocupa numai spațiu. De aceea, în punctul 3 la 0108, conform cu regulamentului, noi recomandăm să fie anulată licitația pentru că acest spațiu să fie scos iar la licitație. Bun. Asta este rezultatul licitației. Întrebări, Alexandru. Bun. Dar cine pentru aceea ca să fie aprobată? Dar alocațiune a... Pentru San Fabrica. Da, 49, 39 metri pătrați. Da. Rog votat. Asta e una. Cine împotrivă? Cine s-a obținut? 2, 18. Proiectul 0102. Cine pentru ca suprafața de 837 metri pătrați să fie aprobată? Rog votat. Cine împotrivă? Cine s-a obținut? Ce înseamnă mare diferență? Pentru că se întreprinde juridic și de asta e fizică. Așa e legislația. Aș dau la palat că vă întreba la, la comisie, dar... Coeficientul farmacie. Coeficientul, da. Calitatea unui farmacie. Așa. Și trebuie. Cine ca proiectul 0103 să fie anulată, vă rog votați. Cine împotrivă? Cine s-a obținut? Ce nu trebuie? Da. Proiectul 0102. Ia zi, privire la... Păi, băi. Da, nu mai știu ce zice acolo raportul, dar am să vă spun eu. Deci, solul disponibil este suma care nu s-a cheltuit pentru anul 2015 din bugetul primării. Și el constituie 1.044.000 de la grădinițe, care este, sunt transferuri cu destinații speciale și trebuie să fie utilizat tot pentru grădinițe. Și suma de... Uite, calculasem împreună, 400... Uite acolo. 47.000 sunt articole pentru primărie. De aceea, de la grădiniță, dumneavoastră știți că am făcut un raport energetic pentru grădinița numărul 1 și în anul trecut n-am reușit pentru grădinița numărul 2 să-l elaborăm de 47.400. Pentru că este raportul energetic care se depune la Fondul de Eficiență Energetică pentru termoizolarea grădinițelor. Și de aceea 47.400 vă recomand să aprobați pentru achitarea raportului de audit energetic. Pentru grădinița numărul 2 trebuie scris acolo. Suma restantă de 532.000 eu rog să fie pentru contribuții la termoizolare grădiniții, ca să fie undeva în jur de 200.000 pentru fiecare grădiniță. Amândouă, unul și doi. Andrieșu și aia este mai mare. Plus aici va fi o condiție de... Dacă o să ne ajungă banii ăștia, să facem și pirieul din jurul grădinițelor și ulucii. Asta e din contul nostru. Dar să le folosim pentru grădinițe, așa cum prevede legislația, toată suma.
Referitor la ceilalte sumă, deci avem 301.328 de lei, o sumă pentru a achita datoria istorică pentru reparația casei de cultură obținută prin judecată. Este hotărâre de judecată din partea cooperatorului. Aceste lucrări au fost făcute prin 2012-2013 undeva. Reparația casei de cultură, aici care știți, partea a intrat. Și de aceea rugăm ca să nu mai fim nevoiți măcar de un proces de judecată să fim absolvit, dar de fapt aici este hotărârea, să achităm această datorie. Suma cealaltă, vă rog să o împărțim altfel. Acei 163.000 care am zis că facem reparații la primărie pentru fața primăriei și trei cabinete a funcționarilor publici la etajul 1, batem vântul, ferestrele cele trei de lângă Botna trebuie schimbate, dar vreau să cred că o să ne ajungă suma restantă. Dar 100.000 vreau să o dăm pentru, mă rog, să o dăm pentru drumul Ialoveni, că avem o datorie de 173.000 și nu o să ne mai facă servicii pe datorii, dacă măcar o sumă nu o să le întoarcem înapoi. Pentru că avem, iată, vine primăvară, o să scăpăm gălurile astea din asfalturi, că n-a reușit în toamnă și avem contract încheiat. Și de aceea, această 100.000 din 173 datorii pentru drumul Ialoveni, vă rog să o aprobați și să distribuim în felul următor soldul. Da. Domnul Iuțiu. Minim interesa la chitare datoriilor istorici pentru reparația casei de cultură firmei cooperatorul, da? 301.328 de lei. Da. Și vine Cabrânță, ce-i fac? Pe continuație. Păi din care-i venitul la primărie? Păi din venitul normal, de la arendă, da? 37.000 tu deosebit. Păi 37.000. Păi 37.000. Păi pe o an de zile 37.000. Și încep nuțele, asta e zâmne cu sunt nuț. E normal? Să dăm să mărim, să mărim prețul. Noi achităm 301.000 și în primărie e 30.000. 700 a fost cheltuit. 700 a fost cheltuit și au mai rămas în 301. Deci primești pe 1.000.000. Păi da, să vedem unde s-au dus banii ăștia. Ai dreptate. De acord. Și a doua întrebare este referitor la arendă, asta e Vreau să vă spun, casa de cultură, chiar dacă ar fi făcută reparații cum este la parteră, toată casa de cultură, inclusiv cu tot spațiul, funcționalitatea casei de cultură în continuare va fi concesiunea. Pentru că noi nu vom putea suporta cheltuieli de întreținere, era totul gratis și degeaba, și nu era așa de scump. Deci soarta caselor de cultură este astăzi, chiar am semnat un document la Ministerul Culturii, solicitat Ministerul, evaluează încăperi caselor de cultură, probabil și la nivel național se caută soluții pentru aceste încăperi. Noi cu bugetul nostru nu suntem în stare să facem asemenea reparații, de aceea o să căutăm un proiect pentru a-i da utilitate acestui spațiu foarte mare, dar soarta întreprinderii respective sau a clădirii respective este tot dare în arendă. Și tot dumneavoastră de ce dar noi avem spațiu mii, dar noi și nu s-a rămas. Gata, acolo un altă trei. Este director de casă de cultură. În concert cu colegul ce a vorbit și doamna primar ce a propus, într-adevăr, asta merge vorba de datorii 301-328. Pentru noi, anterior, am avut o înțelegere cu la Consiliul Reunal, cu administrația primăriei, că noi alocăm, că cei 700.000 au venit de la Consiliul Reunal, da, să-mi aduc aminte, ca și primăria să aibă o cotă concretă în cartea de cultură. Și atunci era vorba că
de la raion s-a dat banii, de la primărie nu s-a dat nimic. Și astăzi suntem în situația sau că știu, cred că aici trebuie, suntem obligați. Avem și noi contribuții, dar este plin deja de cum gestionează ca agricultura, asta cred că e un subiect care e pus în discuție, nu știu în ce situație și suntem mai departe cum face. Acum ați făcut doamna primară 100 de mii de drumuri al Oveni, eu cred că e oportun pentru că noi putem și tot timpul avea legături și atunci când arde, când este nevoie cu orice ploaie, trebuie să intervină. Dar nu planificăm nimic pentru sistemul de canalizare, pentru că de la raion, deci noi luptăm, spunem așa, pentru să aducem bani acum la ședință, ca contribuție, pentru populația foarte greu, deci acumulează sursă. De asta, nu știu, poate era bine să propunem și noi, din partea primăriei, măcar cât de cât pentru contribuție, ca sistem, anul ăsta că vorbim totul finisem și optimisem. Din câte cunosc eu la următoarea ședință a Consiliului, pentru că sunteți la capitolul ăsta, să vor aloca pe 200 de mii. Și eu zic pentru interpun, ca să pornească lucrul acum în primăvară, este suficient. Și vreau să accentuăm ideea de a merge totul pe contribuții de acum. Bine, a fost o propunere pe atunci, da. Punește pentru canalizare. Și, da. Respectiv, suma la raportul de audit energetic. Merge vorba de un raport de audit doar pentru o instituție. Da. Și mă întreb, regim din ce s-a format suma asta? Pentru că mi se pare sumă exagerată. 47 de mii, știu ce înseamnă un raport făcut tip, numai pus de denumirea instituției, pus în localitate și respectiv persoana responsabilă. Este unul făcut, dar urmează rog să înțeleg esența. S-a făcut raportul, nu s-a făcut, dacă s-a făcut, cine s-a făcut? S-a făcut un concurs sau... Este, unul este, putem să ne uităm în contabilitate. Unul este făcut pentru proiecția numărul 1. Asta e suma pentru proiecția numărul 2. Eu uităm un document, să și tot acest sumă. Domnul Mihai, da. O să mă spun și mă repet că și este cifrele avem în față, n-am mai studiat până azi. Dar ce ține de taxa care plătește cel care a arendat casa de cultură și face nunț, ar trebui de drept văzut, pentru că ne văzutăm cu taxa aceasta, se petrec parcurs la noi nunți și cred că 20 e destul de modest, e o taxă destul de modestă. Dacă primăria a alocat până la moment vreo 7.000 și avem de achitat încă 300 de milioane de euro de limon, dar trebuie să revedem taxa aceasta și să fie o taxă mult mai impunătoare decât ceea care este pe România. Trebuie să revedem taxa în prăză. Revedem. Și se vorbește de termoizolare. Noi acolo avem trei corturi, practic, două corturi în copii și avem cortul tehnic. Și acolo termoizolat, numai un cort se poate de izolat, după termoizolare. Când celălalt ce? Acoperișul, cine l-a făcut scurs după ce proiect, nu știu, acoperișul drept, care drept curge pe părinte. Absolut părinte. Nu e nici un centimetru. Treșne, cum zice noi. Acolo trebuie de alocat întâi o parte, o sumă de bani pentru de făcut o treșne oarecare, de făcut și pe urmă de zice mai zolat. Când păreți să ia nu de mult, vreo 2 ani urmă s-a făcut. Te băia, e de amul să spală, că curge de păreți. Și vorbim de lumina electrică. Știți să vă spun un cadru în vedere, o femeie vărâie în casă, și vine o vecină, zice, iau cum mătre acolo, s-a rămas cu fata nevărâită. Am zis, așa nu e nevoie, că cum să descoai ca lui Gabriel. Atunci o prins cu lumină la grâne. S-a dus lumină pe centru, până nu ajuns 200 de metri la grâniță, s-a stopat. Au trecut 200 de metri de grâniță, mai departe este. Dar fiind ai tamane aici unde copiii la școală, din asta nu-i lumină, nu-i nimic. Dacă se trebuie bani, că acolo am înțeles, mai jos ne dă, deci ne dă bani, am făcut o luminiște. De pus, mai ales acolo la școală, știa, am pus acolo, eu am pus o lumină propriu la oprire și eu schimb lămpele, o plătesc, de fapt, astea. Și pus acolo și lumină la grădiniță, la întrare și în școală. Două instituții. La capitolul ăsta, mă rog, dacă ați pornit discuția, tu nu... Eu vreau să precizăm, fie că așa să fie, ați scoate la arendă, după când îi expiră contract. Așa nu mai frumoasă. Atunci scoate încăperea, cum s-o scos, că încăperea la licitație, să participe toți reprezentații, poate o lecție să dea 1 milion pe a să dea. Ca și azi, taxa arendei, care la licitație, care și cât ați poate da mai mult, și asta ați fi, și asta dispară de pe ordinea de zi, atunci locatul. De acord, la vot omul disponibil, solul disponibil. Cine eu am o mică întrebare, dacă s-o pornim vorba de iluminare, de unde se stânge lumina de la grădinița de la grădini până la fabrica? Cine stânge? Singur s-a prins.
Deci s-au făcut, s-au reglat, s-au reglat. S-au mătat tender, nu cred. O leacă, e umbră. Da, vă rog tare mult să-i spuneți care locuiți acolo, domnul Moisei, ia aici, domnul Gâncă și mai este. Păi asta e problemă, că stânge târziu. Da, dar e poate să arăt tot zon, dacă e ceață. Da, spune, domnul Moisei, imediat. Bun, dar la sol, îndreveriți? La text și vrei, la sol. Spune-mă. Cine pentru ce ca să fie aprobat solul? Proiectul 0109, rog votați. Cine împotrivă? Stai! Vale, mă, să nu mă ajung, nici n-am tot zis, mă răsucru și el. Încă o dată vă rog pierdă. Unanim. Unanim? 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 Proiectul 0010, de apătorul Petre Natalia, de și acolo. 10-1, da. Este vorba despre un decret. De acum, când se va executa, vedem. O cerere din partea arendașului Fântânii Artezienii numărul 2. Avem pentru procurarea două bazine necesare pentru sectorul acela de 40 de tone. Se pare că așa e. Da. El le-a găsit, acum ele sunt un pic mai ieftine. Vreau să susținem arendașii Fântânilor Arteziene de la școală. Pentru ca să putem aproviziona. Acolo capacitatea fântânii este, trebuie să fie rezervoare, că asta e pricina că nu aș mergea cu unele sectoare. De aceea, au zis arendașii că această sumă nu pot ei suporta, dar chiar și este investiție de capital, este treaba Consiliului. De aceea rog să aprobăm această sumă. Mai departe, 2500 de lei, deja persoanele nevăzătoare au fost într-o excursie, dar e bine să fie și aprobat de dumneavoastră, la Soroc au fost, da. 1000 de lei pentru Moș Ion, Moș Ion Mereatric, 90 de ani, care a făcut ziua lui și a zis și de partea Consiliului să avem un premiu pentru dânsul. Mai departe, 15.500 de lei, câte 100 pentru fiecare veteran de la Transnistria, avem 155 de băieți participați deci, la conflictul armat sau război din 92. 100 de lei e cam puțin, da? E puțin, dar suma totală luată e suficient. Anul trecut am dat 7.000 pentru o masă numai. Dar noi stai zic 100 pentru fiecare ca să organizeze tot așa. O spiești la rând. 26 de participanți la război din Afganistan și la fel avem de mers pentru dânsii ca să dăm și lor câte 100 și de acum Consiliul Raionat a mai dat 102. Așa și... Păi dar veteran de război în genere, la doilea război mondial avem? Unu este. Mai este unul. Eu am greșit atunci când am fost cu stai că avea unicul și am primit la nas. Aici e vorba de mână. Aici e un veteran. Aici e vorba de mână. Aici s-au împlinit 90 de ani, dar așa l-are 100. Așa l-are 96. Nu cum de așa copilorul. Dar ce veteran îi postezi? Dar unde? Eu cred că la noi cum e pornit procesul bugetar, până la mai numai tine să putem da suma asta și propun să fie pentru amândoi. Da. Eu doar n-am uitat ceva. Mai este un obiect. La loc, cred. Acum se vreau n-am să vorbești cu Consiliul Raionat, vreau să aloci și 400.000 de lei pentru Costești pentru calendare, dar nu ne alocăm nimic. Noi să alocăm? Da, și noi să alocăm ceva. Acum, Consiliul Raionat s-ar bate capul să aloci pentru Costești, dar nu nimic. Acum, n-ați să votez. Dar îi spui mulți. Nu doar a unului. Noi în localitate avem 6 situri arheologice. Nici unul din ei nu este delimitat. Noi am câștigat un proiect de 20.000 de la Ministerul Culturii. O să fie delimitat și o să fie puse pe planurile cadastrale ca să le putem proteja. Plus, ieri s-a făcut legea. Oricine care încalcă planul arheologic, face săpături neautorizate, este amendat. Dar noi nu putem trage în judecat, noi putem sancționa până ce nu le avem delimitate, nu le avem întărit pe un plan cadastral. Noi am vrut să facem pe tot raionul. Ministerul ne-a dat de cuvenit, dar avem nevoie și de o contribuție a primăriei.
Sunt 6 zone arheologice. În ce costă proiectul? Delimitarea. O să vină Agenția Națională de Arheologie. Se fac, se fac cozile prin satelit și se fac și lucrări la fața locului ca să vadă area care o are zona arheologică. Și apropo, toți care vor să facă construcții în partea CEF lângă frigiderul domnului Oleg, îi sfătuiesc, conform legii, deja trebuie să vină schema Agenției Națională de Arheologie, să verifice dacă nu este scureț arheologic, dacă nu este vreun sit ceva, apoi să apuce de construcție. Ieri s-a aprobat o nouă lege în guvern. Și propui, cât vrei? 5.000. Noi avem 20 și respectiv un cu contribuție de 5.000 să acoperim. Eu, dacă e așa întrebi... Și noi n-am știut de Mircea, nu știu. Tu ești Mircea, dar da. Da. Eu... Nu trebuie de băieță, dar vreți să ai unul care poate face proiectul. Nu mai ești de bune. Mihai, eu îți propun din sudul ăsta disponibil, unde au rămas 63.000, pentru ferestre, legea și ușuri de jos la prejuri și 50, 5.000 din solții, da, ca ăștia spani care au spații, da. În asociația oficială Slimantec, noi suntem ONG. Pune la vot modificarea decizii care a votat-o cu solul de 5.000 a mâia. Pentru să vezi până de așa mă cum ai cine pentru Liman Barte. Liman. Este 5.000 de vot. Da, vă rog să aprobați. Cine potrivă? Vedeți, cultura nu e. Nu e potrivă, cultura vrea puțin. Da. Așa, acum ne-am uitat de, țineți minte, la care comisia am decis mai știu. Încălcarea a unor norme sau nu știu cum, de fapt, cadastrare. Mai scurt, primăria a făcut niște, Andrei, stați în stau știi tu, să zici tu, așa din Poian, familie aceea, cum o zici mie? Șoca, la graniță, ceva. Da. Vorba, da, despre niște, o suporta niște cheltuieri prin judecată că ni s-au dat niște suprafețe greșite de pământ. Și adică din la primărie. Și eu i-am zis, când o să avem noi bani, o să vedem cum să-l mai susținem pentru că a avut pe cheltuieli. Acum are o problemă cu un copil. E bolnav, nu mai știu. Țin fiind diagnostic ăla, nu mai știu cum. Are certificat de la medic. Mai simplu, cum vă murie, boală, neagră. Da. Aha. Și au venit, sunt într-o situație financiară grea. Și adică dacă am zis atunci că o să-l susține, fiindcă are nevoie asta, i-am promis susținerea asta de 2.000 de lei, pentru că plâng amândoi și nu știu ce au găsăcut copilul ăsta. Dar acum îi cheamă să sunt de cer, că e prima așa la mine. De aceea vă rog să aprobăm, da. La lucrere. M-a spus, captura e primasă la mine 2160. De atâta vă rog să mă rog. Da, de modificatul la acolo 3.000 și la urmă. Cine pentru aceea ca să fie modificat punctul 2 din proiectul de urmă? Transport, așa zic. Dar unul are transport, unul are transport. Cine potrivă? S-a obținut? Și domnii să votați. 10-2, hai, toate de-aia. Nu, acolo sunt mulți. Hai. Propuneri. Ce propunere aveți pentru comisia finanță? Păi nu înțeleg, merge vorba de 300 de lei. Și eu ce-ați zis? Nu, era proiectul făcut mai mult. Nu mai e, ce-ați zis? Hai, comisia finanță. Au fost 300, bă, nu, consilierii, nu aveți nimic de dat, până președinte aprobat.
Asistentul social, consilier și aici am cu cine era? Bortă Alexandra. Nu, doamna Natalia, nu faci fi la două liceu, l-ați fi la toate instituții. Eu nu, da, dar nu fac colegi. Ei, dar solicit așa, cine? Păi, dar de la voi, dar ești tu, doamna Maria, cum zici? A, de la noi, doamna Maria, nu faci fi la o instituție două persoane. Eu te întreb, spune-mi pe tine ca consilier sau pe dânsa ca director? Nu cred, că poți să fie și în două doi. Dar și problema. Nu, ar fi primitivul, nu e nimeni mai și fie. Ar fi primitivul, dar eu propun să fie doamna Alexandra și din deal să fie director sau director, așa un video. Dar cine e directorul? Interimar deocamdată. Doamna Svetlana, dar la protecția drepturilor copilului, eu cred că doamna Maria Crăgău este directorul. Aici cine e mai afamil copiii este, dacă rezolvă problemele, da, educativ, directorul educativ, Maria Crăgău. Așa, Bostă Zinovia, ca și director de grădiniță, șeful centrului de sănătate, șeful de post și regulamentul privind doi copii. Pentru un consiliu local pentru dreptul copilului, acum regulamentul privind să fie doi copii. Și eu vreau să vă asigur că o să luăm unul de la un liceu și unul de la alt liceu. Dar deocamdată nu-l avem și haideți să aprobăm componenta respectivă până va refa și procesul. Nu, doamna Maria, doamna Alexandra. Doamna Elena. De acord? De acord? Păi este componența acolo, aveți întrebări dacă aveți, dacă nu la vot. Cine pentru aceea să fie aprobat componența nominală a Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copilului din proiectul numărul 01-11 și rog votat. Modificările.
Cine împotrivă? S-a abținut? Numărul 12, la avocatul Șprecă, reprezentant al Consiliului la comisia de concurs pentru funcțiile vacante ale directorilor învățământului preuniversitar. Și dacă nu vă spărați, mă delegați. Mare drag, acolo e vorba despre concursul din Deala Liceu. Din partea Consiliului, dacă mă delegați pe mine, m-aș trebui să fac parte din domeniu. Putem? Dar fi conflict de interes? La Consiliul. Mai pun la mână. Consiliul, deci. Domnul. Da, ce să fie? Cine pentru aceea ca să fie doamna primar? Reprezentant primăriei la comisia de concurs la liceul teoretic, robotat. Ce potrivă? S-a abținut? Noi, consilierea, nu avem o problemă în consiliu. Nici comisie, cu toate impozitele reținute, e foarte puțin și femeile nu stă de lucru. Cum zice Alexandra, este duci cu totul de lei ziua și în trei zile și-o făcut. Dar acolo tot așa nu e o problemă. Dar acolo măcar lucrează peste două zile, o zi lucrează și două slibere. Dar aici fiecare zi, noi cerință avem să fie curat, ele nu rezistă, ele nu pot. Dar să faci mai altfel, dar fiecare consilier nu știu angajamentul ăla să trebuie să fac curat. Noi o să vă deranjăm. Dar ce cu mine? Noi o să vă deranjăm, voi proiect mai mășcare, nu aici. Nu, că este 900, este în tariful ei, dar un supliment la salarii pentru dedicătoare, vă rog. Cât ziceți, hai, poate a venit vreuna. Că altfel, dar nu știu că nu știu. Nu, suplimentul. 600 de lei suplimentul, da? Vă rog, puneți să parte la vot, stampă. Pentru aceea, ca să fie aprobată propunerea doamnei primar de 600 de lei suplimente. În timp apropiat, numai cu întrebarea noastră, răspuns. Nu pe trei luni. Asta este din toate tehnicile. Ne poate crede eu că ești bun să cumpriți să cumpriți. Am cât timp. Hai să dau răspuns la mine. Nu trei luni. Nu. Nu trei luni. Dar pui eu și toată. Hai să rog. Camera e deschisă. Eu răspuns cu răspuns. Referitor la cererea dumneavoastră, să începem cu cererea dumneavoastră, a mai fost depusă de către doamna director de la liceul Olim încă o cerere referitor la problema liceului de a lucra în două schimburi, pentru că sunt în jur de 500 de copii și de când s-a descărcat grădinița Andrieș, o primit clasă primară aici, nu-i spațiu cu schimburi, sunt două etaje numai, nu trei. Și asta e motivul pentru care doamna director nu poate, nu că nu vrea, să organizeze într-un singur schimb, așa cum toți copiii din tot raionul activează. Numai liceul, care părinți, pare două schimburi. Problema este a spațiului. Dacă găsim alternativă, vedem care e alternativa asta. Pentru că s-o veni cu propunerea de descărcat centrul curaj. Consiliul trebuie să se expună asupra funcționării centrului curaj. Nici o problemă. Vreți în altă zi să discutăm avantaje, dezavantaje, trebuie, nu trebuie. Pentru că, ca să rezolvăm problema dumneavoastră, asta e soluția. Dar, ca să vedem ce facem cu acei 40-50 copii cu dizabilități sau din familii vulnerabile la centru curaj, iar Consiliul trebuie să dă răspuns. Pentru că nu e asta o soluție. Vedem ce decide Consiliul, dar pentru asta trebuie să discutăm în comisie și eu cred că cererea respectivă vom analiza-o la comisia de drept. Dacă noi ne ducem totuși acolo, nu sunt aici, dar suferă noștri 100 și ceva care mărți pe drum. Acolo sunt foarte.
Pani Romina, ești care îți plăcut, Marele, hai să fim sinceri și pentru copiii noștri să vedem viitorul, încercul la noaptea, dacă unul ar fi cedat, până la martie, sau singurea acasă, să unul chiar fi? El era la așa, copilul meu nu era acasă. Uite, nu am venit la mea. Nu am să-l găsesc pe drum. Rutierul abia a stat la noi. Și chiar dacă vine, nu trebuie să-i șura să iei. La ora așa, trebuie să aștept copilul la școală să fie noaptea. Soluție, vă rog. Soluția. Când ai trabat de mutată, ori și nu. Arenda deja a expirat. Noi, ca părinți, am cerut eu nenumărat ori la directoare. Mi s-a spus nu la noi. Păi, am început a strângi o grămadă și înlături. Dar nu trebuie rezultatul e cu Eleonore, nu știu ce el nu se aprobă. Lămuriți-ne foarte de public. Soluția voastră este închiderea centrului pentru copii cu disabilități? Da, doamna Natalia, nu este pentru copii. Este stat de agricultură. Păi, dar trebuie o locuri să face reparații. Dar este eliminat. Câte locuri de nu pot să fost mulți copii. Voi vreți să vedeți aici anul când ziceți cu tare. Doamna Natalia, nu sunt copii care sunt bolnavi, dar acolo sunt copii care văd să psihotare și vin și face direcții de acolo. Dar nu ați așa de... La noi stă un părinte acasă, că e foarte greu de respectat cu un părinte muncă. Dar la noi stă unul din părinți acasă, până la masă, ca să stăi cu un copil de 7-8 ani. Asta am așteptat 3 ani de grădiniță, să stăm 8 ani acasă. Nu-i normal. Clădirea e la balanța primării, da? Și Consiliul trebuie să se expună la acest subiect. Eu nu, nici cu... Mie mi-e zdrași sunt toți copiii și așa e, așa e, așa e, așa e. Nu, mi-e zdrași anul ăsta, la anul e problema la următoarea sută de părinți care încă nu sunt... Atunci, pur și simplu, eu nu înțeleg dacă voi înțelegeți când spuneți mutatul de acolo. Așa, cum, precum aș zis și eu, vă rog, haideți să luăm ce autorie cu colim, să nu te luăm acasă de cultură. Dar e vorba de instituție. Doamna Natalia, închidem, închidem centru social acolo. E vorba de instituție. Alexandra, ori există centru social, ori au totul acolo, a fi centru social, dacă vrem. La liceu. Centru social, în centru social, trebuie adaptat infrastructura. Cât o costat infrastructura? Stimați colegi, eu vreau să vă zic următoare. Părerea mea, poate spun așa, de ce este conflict de interes. Cine ar fi liceu? Nu vrem să fie. Și cineva protejat. Dar vreau să vă zic, liceul Olim are foarte bune rezultate. Acum, acum ai făcut olimpiadele școlare, din 15 locuri la 5 discipline, locurile de 3, 2 și 3, toate s-au dus la liceu. Dar credeți că asta nu poți de asta? Nu, asta nu poți de faptul. Pentru 3-4 cabinete ar fi închis liceu și ar trebui gimnaziu. Dar suferi o jumătate de faptul. Asta duci copiii noștri rezultate la gimnaziu de la Bordeaux, eu vă spun deodată. Copiii ați trece tot la vaccinat. La elogieni, nu ne vizionăm asta, câți copii. Dar vrem, dacă vrem la fiii de liceu, ar fi de faptul. Noi ne trece conflicte de interes. Doamna primar, noi nu vrem să trebuie din greșeala de la numărul 3. Copiii mei au pornit la numărul 3. În fine, s-a primit problema colectivului. Dar aici, totuși, noi părinți vrem să ajutăm. Am făcut remont pentru ani înainte în cabinet, din propria inițiativă. Dar în fine, ia faceți mâna. Vedeți că cererea voastră nu poate fi soluționată azi, de asta eu vreau să le spun la toată lumea, cerere în ședință, nu atenșeți. Ori să iau decizii pripite, ori să iau decizii neexecutabile, ori nu-i posibil de realizat. Deci să iau Consiliul și la următoare ședință, vă dau răspuns. Ședință de părere. Trebuie unii prea mult. Să mă anul viitor, mă iarăși că... Eu cred că cel cu curaj, copiii care sunt acolo, este unul sau doi sau zece, noi trebuie să acordăm maxim atenție și să nu afectăm condițiile poate mai bune să le facem. Dar nu trebuie să uităm că, într-adevăr, cum a spus doamna director, copiii se spune toți mează într-un schimb. Facem niște drepturi așa cum le au toți elevii din raionul Ialoveni. Mai mult ca atât, riscăm să rămână un liceu, pentru că, practic, mai mult de jumătate e decis, fie doar unul, Costești. Dar noi avem posibilitatea ca să-i păstrăm pe anul, doar scriem careva condiții. De asta ar fi oportun ca responsabili de primărie să vadă, să evalueze unde s-a spus noi putem copiii ăștia să-i transferăm. Între timp găsim sursa de la raion, de la primărie, să facem reparații, să facem niște condiții și atunci îi transferăm mai departe să nu știu ce curaj. Nu știu că asta costă. Dar haideți măcar să facem un deviz, un cost, o schiță, implicând specialiștii de la raion și îmi spun de la următoarea ședință. Costă 100.000, 300.000, ca noi să amenajăm niște încăpere. Să găsim locul, absolut de acord. Să găsim locul întâi. Pentru că am mai fost luat de tot Consiliul de Știință să facă grădiniță la policlinică. Să-i sminte. Și atunci, unii grădința. De ce nu s-a făcut?
pentru că o instituție necesită anumite, anumite spații. Trebuie, cum, acolo este și baie, și un cabinet și altul, centru de socială, și nevoie. Dacă nu, atunci decidem cu dumneavoastră chiderea lui și prin copii. Consilier a analizat că pierde potențial foarte mare. Și instituții umane, profesorii austriești, Noi și suntem afară, noi suntem de acord, suntem alături de ori, ori, tot în societatea noastră. Bine, ești bun. Ia, ia, la voi, dar mă copii, da? Da. Da. Eu am propunerea că... Eu am propunerea că Lăjimentul Iisat să fie o comisie și să meargă la fața locului, să fie categoria de copii, condițiile și nu e exclus și eventuala procedură de transfer. Unde? Ce propunem noi? Așa mai departe. Că venim pur și simplu la cere, noi toți suntem, dar la place mai greu. La revedere la asta vorbește de prea mult, vorbește de mulți ani de zile. Dar să fim mai concret, dar să vedem de unde luăm bani, de unde găsim un, un local unde să-l adăptăm la necesitățile copilului. Păi este 5 lei care noi am votat 3 lei, dar să le facem un local. Eu aici să ne adaug, deci este gimnaziu Cotier, care era de 500 de lei. Acum a făcut un nou urdier, o să o văd pe dumneavoastră. Unii care de acolo. Este liceu teoretic care avem cât, doamna Natalia, mai bine știți, 800 sau 900 de locuri. Acum sunt 6 copii, nu unde spate. Păi să învățam două schimburi, doamna Alexandra. Da, da. Dar nu v-ați doi, nu sunt. Păi ea e, da. Doamna primară, eu... La gimnaziu doar a fost o dată o comisie, noi a fost la... Doar două cabinete. Dar nu prietenia. Numai știi dumneavoastră. Eu? Care condițiile lui? Fiecare condiția lui. Care condiția lui? Noi, doamna Elena, anume de întrebarea asta am vrut să vedem, pentru că dumneavoastră atunci trebuie să formați o comisie din consilierii locali. Deci, dar nu te-ai dus fantașul, serioza, păi așa și v-a spus că nu s-a mătuit întrebarea. Gimnaziul de la Gârle nu e al lui Lida. Bine, câți copii are la gimnaziul la Gârle și o tare mă tem că la anul nici atâta nu știe. Noi nu trebuie să îmblăm să ne rupim în trei, două licee și un gimnaziu. În Costești trebuie să protejăm două licee, putem. Și acolo, la Gârle, la școală, trebuie de dus, de găsit două, trei, patru încăperi cât trebuie, mutați centru curaj, acolo se termină întrebarea. Nu trebuie reparații, nu trebuie spătării, nu trebuie vizionare, tot este pe loc. Și hotărâți întrebarea asta, de mult se discută. Dar comisii din consilier, nici două ce copii. Gimnaziu, frate, te rugăm cu aici. Acolo nu ați făcut un centru sportiv și mai este ca cu copii, cu... Vedeți că nu-i spațiu aici. Băi, o să-i vedeți... Hai, comisia, ia! Nu să vorbim mai bine două plante de la vreo, să-i vedeți acolo. Ia, nu să vorbim și într-o lucru, ia comisia repede. Fiecare națiune cu un membru și de doi de la primărie, eu și Moisei și trei fracțiuni cu un membru fiecare. Desemnați repede. Care tot la fața locului, la cea mai mare să... De kilometri numai, din vreo 100 și ceva poate fi necesar. De aceea suma asta de 1500 nu înseamnă că apeductul ăsta, canalizarea trebuie să fie foarte la mine. Dar asta înseamnă că eu, prin am să vreau să mă conectez sau va fi aproape, eu prin această taxă voi avea posibilitate de a mă conecta la canalizarea centrală. Asta e accesul meu către canalizarea centrală spre stația de epurare, care este o stație foarte sofisticată, modernă, nu e să duce în Botna, face toate apele astea reziduale în apă curată.
Proiectul e bun. Proiectul noi trebuie să-l ținem de rând, să meargă mai departe și noi vom depune tot efortul ca să putem să-l continuăm. Asta e ce aici vă pot eu spune la capitolul canalizat. Acolo, doamna Dumare, dar puteți să-i spuneți la oameni? Vreau să faci vizită. Când am ajutat cu cetățenii, cu centavul de ajutare. Cum ai zis, dar era s-o dus. Acum noi să mai analizăm la capitolul canalizare. O, doamne, procedura juridică, cum să considerăm contribuții prin lucrări a cetățenilor și a altor agenți economici sau persoane fizice care au lucrat tractorul cu mașina, au cărat, au dus, l-a dus și ele nu sunt protocolate aparte, ele sunt după lista compusă în procesul verbal. Asta urmează să vedem partea juridică cum. Pentru că noi avem, cred că vreo 300 de mii undeva de, dacă nu am mai evaluat, dar cam așa e, de lei ca și contribuție cetățenilor care nu e nici în buget și nici protocolat aparte. Asta urmează să smulgem de la Litarcom dacă ei vor dori să recunoască că oamenii au făcut lucrări, au lucrat acolo și ei primesc bani pentru asta. Juridic așa este corect. Vedem cum reușim să-i convingem că asta e tot contribuție din partea cetățenilor. Așa au fost dus mesajul. Oameni buni, ieșiți, ajutați pe acolo pe unde merge traseul de canalizare. Pentru că să terminăm repede, toată lumea dorește să finalizeze acest proiect important și păcat să-l compromitem. Și o mică remarcă cu secretariat. Noi am vrut la să invităm pe ești la Rai-Stivist, ne dă o mică tarifeamă. De ce mare tariful cu 50%? La ședința următoare, care o să fie luna martie, cred că ar trebui să-i invităm să ne explice în ce considerente au mărit tariful 50%. Oricum, știți care e răspunsul lor, că e că cu Iura Marot am vorbit. Și zic că Fienosa, Iura Marot, că am luat. Fienosa au ridicat de 3 ori, nu știu cine, dar nu știu dacă e relevantă comparația. Cu Boru Iurii, care e o rămasă? El plânge pe la port. El a tras iluminarea și m-am la citat. Știu plânge, dar suntem numai cu Boroi Iurie. Suntem în caz, azi Vladimir Bortă, să nu știu mi-a băiatul ăsta, dar tot așa vivo. Divo 40.000 are lucrări făcute, dar nu este cu nici contractul și la următoare ședință... La următoare ședință să discutăm și capitolistic, mai sunt datorii, care căutăm soluția legală. Din câte știu, cred să... Băi, că lucrăm, nu zic. Dar dacă nu e protocolat și nu este nicăieri indicat, nu credem. În anul 2016, în bugetul 2016, bani din bugetul 2016, putem lua pentru lucrările făcute în 2016. Eu lecția care am învățat-o de la inspecție financiară, eu. Eu spun asta. Dar lecția care am învățat-o eu este în lucrările care se fac în 2016, le plătești din bugetul anului 2016. Dar ce făceau prietenii? Când am intrat pe vară chiar, plăteau lucrările în 2012. Noi ne-am achitat, noi suntem datori, lucruri care sunt în actul de control, pe care o să le examinăm data viitoare. Ce-i tăi? Cum a rămas întrebarea noastră? Să formăm o comisie, să formăm o comisie, dar să vă așa de s-o lua decizie de lichidarea stânii de acolo și altă decizie de formarea unui bun imobil, de darea lei de a stânii respectiv, e altfel. Când asta?
Ambiții de răzbunare asupra mea, dacă vreți, vă postez cazul, dar dacă vreți, vă postez. Cazul a fost acela, că eu am construit, am pământ acolo din 2000. Mai târziu a apărut domnul Simeon cu doamna Elena, mai târziu, nu știu, acolo câștigă 3 ani de zile. Eu personal am construit saraiul cel mare. Saraiul cel a fost verificat, l-am făcut tot acolo cum trebuie. Da, eu am, nu că m-am răzbunat, dar am apărat careva chestii, poate că acolo lucrau niște minori, 3 minori, care erau cu divizia 60-ului, cu tractorat cel mic, care au chiar de la un mești în zâni, niște pietre mari, care ca 3 pietre, ca 2 pietre, de la carieră standardă. Acolo așa ei copiii încărcau și așa ei au dușit și încărcau acolo. Eu am văzut-o, au fost mai multe, adică cât a fost piața viitor, n-am lucrat noi, că nu au apărut la perișul cu Balșor, noi am fost futboliști. Dar eu personal am scris o scrisoare la acel om care din Germania, nu-i nimeni picat, numai eu unul personal, care am lămurit că finanțați acolo unde se exploatează minori. Și m-am miscălit drept. Nu i-am miscat pe nici fiica mea acolo nimeni. Cineva au fost care au scris în limba engleză la concret o scrisoare care a rugat pe eu. Aici este om neamț care a venit să vadă lucrurile la față cum sunt adevărate. Eu nu eram acasă vremea aceea și s-au apropiat la biserică. Ei, cum o greu, părinte Vasile, cine a produs, nu știu, el cum a finanțat casa cei mari care au urat la biserică, știți.
Și din momentul și el, asupra mie merge asta vânare, asta e bătaie de joc, adică eu la pământul vor 45 de ori pe pus privadă, cât vreme merg lucrări de este care nu sunt normale. Eu mă întreb pe mine și aș întreba și cu doamna Elena în prezența dumneavoastră, cât pământ îi trebuie omul? Atâția ani, este hotărâri și atâția ani, dar eu am pus pe acolo să-ți dau primar, că nu pot să... Și merge cu tractor și tot ce-i pată privadă și el. Nu putem ajunge la un comun normal, dar eu acolo am lucrat și eu, când am luat pământ, am băgat tractor pe domnul Arion Vivo, o farmat multe pluguri, am cumpărat lui Ciuti de Stramoid, doar la Odessa, la Uzina, m-a dus. Adică am făcut o leac de ordine și eu. Eu vreau să întreb, să pot, îi normal să pot rămâna, spune punct la întrebarea asta, ori nu e normal. Iar de ce este scălit tot, domnul Vasile de acolo, Ciocanu Andrei, Mătaștichet. Și este și de acolo, și este și mișină de la Iloveni și domnul Mihai. Vă rog frumos, eu nu vreau să mă bat, eu nu vreau să mă stăiesc cu nimic. Și de când am dat punct la întrebarea asta, ce faci cu întrebarea? Dacă este răspuns de la Iloveni. Uite, Pindile, eu am o întrebare față de dumneavoastră înainte de a discuta. E că aici actul normal tot. Aici trebuie semnătura. Ora Rumerea Ximion, ora Rumerea Grijena. E trebuie să fie la fața locului. A fost Ximion acolo la fața locului, dar șeful de la Elovedi, de la bătrie, eu spus un eu propun altceva. Dumneavoastră vreți schimbul. Eu vă zic. Comisia Agrară. Chemați încă o dată GPS-ul ăsta. Și la fața locului cu doamna Elena, la pășitul voastră, nu vă zic că mie jumătate de vine alea să nu câine. Nu, tu știi punctul, nu? Punctul, dar acolo curind, parte, nu iar cu asoar de nou, iar cu mine, iar cu mine. Și doamna scrie, și comisia de față. Cu eu dat câștig de cauză. Și-au pus faturile și-au pus de cauză. Poate? Cu eu dat câștig de cauză la teren. Nu, deci apoi și mie o dată. Deci, referitor la întrebarea asta, nu suntem pregătiți, dar așa mă aștept superficial, cum mai ziceți, să dau un răspuns. În primul rând, în legătură cu domnul Hafen, nu? Cu nevastă de înțelegere. Ce? Cu Hafen din Germania. Nu are nimic cu asta. Eu prima dată aud informația cu răzbunarea și ce are cu răzbunarea, 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 ce are cu nu, Doamne ferește, eu... Bine, Doamne, hai mă răzbunare. Eu vă dau întrebare, cum s-a dat domnul tu? Stați, mi-a dat întrebare, eu răspundem. Asta e prima bucată de răspuns, adică aici nu are nimic cu... Altă întrebare. Eu pământul ăsta 3 hectare, eu le-am cumpărat. Eu am documentul de cumpărare în dosarea pământului. Aici e privat? Eu am tot pe mult care privat. Tot pământul 3 hectare, eu am 3 hectare. Dar nu privat. Și inclusiv și privată, până acolo. Bine. Noi am fost în hac cu primăria. Primăria avea acolo un teren unde era o palasă comună. Unde noi eram în hotar cu primăria. Până la urmă s-a văzut că dumnealui a mutat drumul. Drumul era din coace de iaz, a mutat din colonia. Iazul a venit în partea iaslandă, lângă dânsul l-a luat. Deci, ca să nu fie mult explicat, poate și clar cu dumnealui asta, propunerea mea concretă este de a forma iarăși o comisie, oricare lasă iarăși comisia grave, lasă iarăși fiecare cu documente care le deține și cu argumentele care le deține fiecare. Aici cred că n-ați fi nimeni de data asta, ca cum a fost anii precedenți, fiecare cu umbra lui și ținerea lui și cu crâșa lui. Mergem fiecare așa legat, vedem ce are, ce deține și cine face de legii, de fapt, și unii, de fapt, aici așa sunt de... Doamna Elena, eu vreau să spun că comisia grea a fost. Da, dacă sunteți de acolo. Da. Poți să-i vadă, îi vadă, tu poți. Da, da, da. Nu a fost. Acolo e situația de așa noi la lămurit. Aduceți toți da. Documentele, păi, care și când au cumpărat înainte, ieșind de acolo și da. Aducem băieții cu GPS să propunem o dată hapuri și bună ziua. Păi, după titlul de cumpărare, vânzare și aviez, dacă matale cumpărat, pe urma lui și el a cumpărat. Eu dar la tine e titlul, nu-i cumpărare, așa? E cumpărare. E cumpărare? Este titlul, trebuie să-i tot de-au trecut la rest, zicea mele, cap în cap sau... Nu, dar este vorba de limbată, de șer patru rânduri. Care e titlul de aici? Care e titlul? Acolo, 32 care stau cap în cap, în 2000, din 2000 statute, și un hectar jumate de dâns la deal. Aici, ce stă e?
Domnul Pantelușa, nu e chestia mea nici de o comisie, nimic. Este inginerul cadastral, luați documentele, luați GPS-ul, cel vă clarificați acolo, cu aia de sac de cumpărare, vânzare și amestitul, și acolo da. Nu-i patru țărușe, dar v-ați pus țărușele și-i murați la șurma, comisie, drumul și acum este locul primăriei de la deal de Iar. Eu n-am semnat niciodată, nici nu am arat niciodată, de când este. Acolo drumul și alaltul s-au pus băieții vânătorii. Au făcut o cușcă, un lațat pentru fazani. Eu aș vrea să facem mai mulți ani acolo. Eu nici n-am pus jumătate cu el. Dacă am făcut eu pasiile care ai cheltuit până la frașii spus bani, apoi acolo materiile care este document și este și viață și asta rea precis și s-a pus clientea pământă ori nu pus-o. Doamna Sfânt, aici chiar oameni vin să fie apă pentru copil, oameni pentru date, nu le zic jumătate cu mult, la nimic poftim la smer. Da, pământul meu e acolo și-o pus, dar pe sub deal, așa o fost, când va de acolo, le-a dat pământul lui Domnul Iacuie, cu Simeon, eu să zic, ca pe și iar, care-i chezut și nu pot spune nicăi, împăduit-o, împăduit-o. A, normal, împăduit-o. Așa. Acum eu n-am fost, să n-am jucut nimeni, a fost eu, că m-am dus cu America, m-am dus să-i salvez copilul, m-am dus câțiva ani, și pe care am lucrat, eu trebuie pentru o operație, $30,000, numai una, la ambiuri, câte una. Eu m-am dus când am venit la Evada Pusă, de atunci de atâta ani, nu pot hotărâi. S-au pus pe pământul meu 100%, luat documentele, cadeți la fața locului.